Am o întrebare. Veniți mai în față sau vin eu mai spre voi? Ei nu se mișcă. Asta e convingerea ta. Nu-i cunoști pe tine ăștia faini. Deci toate fetele care vor să se mărite în următorii 5 ani, vă rog să veniți aici mai în față. O să plângeți peste vă 5 ani și o să ziceți, mamă, de ce nu m-am dus în seara aia? E alegerea voastră. Bun, băieții care vor să le încurajeze pe fete să vină aici în față. Eu n-am zis frumoși, dar dacă ziceam frumoși, veneau toți, da. Bun, deci mă duc eu mai încolo, nu-i problemă. Că ei oricum nu scapă de mine, știți, am să-mi iau catrafusele și să mă duc, da? Nu, las, că vin eu pe aici, n-am putut chiar sări peste bănci, dar, adică puteam, dar n-am zis că nu-i chiar frumos și... Da, nu, ce să fac cu el, că ăla chiar mă încurca, știi? Da, deci... Bine, eu în general le mai spun că n-ar trebui să se teamă chiar așa de tare, că încă nu-mi sare proteza chiar să vă lovească, știi, deci ok, da. Bun, seara asta mi se pare cinste. Lasă-l acolo, ce să mai... Da. E o chestie de onestitate, am învățat-o de la copiii noștri, sigur nu suficient. Dacă nu-ți place un lucru și îl critici, când îți place ceva să apreciezi, nu ți se pare normal? E taică-tă? Și în caz că e o notă mai mică la ce materie? Te critică? Nu. Da? Eu am fost diferit, deci aici fata mi-a atras atenția prima dată, a spus, tata, nu e corect. Acum nu știu dacă știți voi, limbajul ăsta nu e corect, la copiii noștri foarte mult se folosea că nu e corect și eu le spuneam corect, numai Dumnezeu. Dar în final i-am dat dreptate, pentru că a zis, tata, nu mi se pare corect. Păi ce nu e corect, Dora? Vin acasă și spun, am luat 10 la fizică. Bravo, normal, dar să amin pe maică ta, nu? Am luat 10 cu tare. Și odată în viață mi se întâmplă și mie că e un 7 la chimie. Ce? Și zice, păi zic, nu, zice, ar trebui să fii cinstit. Cât de tare strigi când nu-ți place, atât de tare ar trebui să strigi când apreciezi. Băi, am zis, you got me, știi? Adică, pe cinstit, așa ar trebui. Dacă știu să țip când nu-mi place, ar trebui să țip și când îmi place, da? Deci dacă aseară i-am criticat pe cei prezenți că n-au început la timp, în seara asta ar trebui chiar să-i apreciez pe tineri că au început exact. Domnul să-i binecuvinteze. Și mă bucur că am înțeles că nu e o excepție, asta fac ei. Deci sper că voi ați scăpat de ideea aia cu noi suntem români. Nu, noi suntem pocăiți. Și da, e da și nu, rămâne nu. Nu știu dacă mesajul care vreau să-l împărtășesc cu voi în seara asta, nu știu dacă vă interesează, dar mă interesează pe mine ce contează, ce vă interesează pe voi. Nu știu dacă e neapărat un mesaj de weekend, o să încerc eu să-l fac mai ușor. Am așa câteva întrebări. Prima ar fi, câți dintre voi vă folosiți mintea? Oh, super, înseamnă că nu-i ruginită chiar și nu chiar există risc în seara aceasta să miroase a creier ars, deci avem minte și o folosim. Spuneți-mi, băieților, ce logică găsiți la cei care își cumpără un Ferrari și îl folosesc să meargă la serviciu cu el sau un weekend până la soacră sa, pe drumuri naționale? Ți-ai cumpăra o astfel de mașină? De ce nu? Bine, nu știu, câți cai putere poate avea un Ferrari? 400-500. Asta și mă întreb. Nu vorbesc de o investiție, știi, că n-ai ce face cu banii, dar așa, care ar fi logica să cumpere o mașină de 400 de cai putere și să o folosești pe drumuri unde ai voie cu 30 de mile la oră? Că ăla e drumul pe care te duci tu la serviciu, da? Ați vedea o logică în chestia asta? Câți dintre voi aveți telefoane performante și folosiți 7% din capacitatea lor? Păi ziceați că vă folosiți mintea. Deci, n-am înțeles, care e logica să ai un calculator performant, un telefon performant
și să folosești 5% din capacitatea lui. Bine, mult din capacitatea lui o folosesc ăia care ne spionează, dar nu intrăm în chestiile astea, da? Și poate că aici vă înțeleg că eu am căutat un telefon pentru nevoile mele, care sunt foarte limitate, un e-mail, un WhatsApp, un WhatsApp, nu știu ce, și guess what, n-am găsit să cumpăr. Deci trebuie să cumperi telefonul ăla, să dai banii câți vor ei, pe ei nu-i interesează dacă folosești sau nu. Dar văd că oarecum sunteți de acord cu mine că totuși lucrurile ar trebui să aibă și o logică. Dacă îți iei ceva la o anumită capacitate, ar trebui să încerci să-ți folosești lucrul respectiv dacă se poate la capacitatea maximă, sau nu știu, 80% din capacitatea care are. Sunteți careva aici părinți? Vă rog să tăceți. Mulțumesc că să-i ca mână. Aveți dreptul să tăceți. Iar dacă vreți să vorbiți, vă abțineți. Câți dintre voi tineri vă doriți să fiți părinți? Super, Domnul să binecuvinteze. Înseamnă că vreți să vă căsătoriți. O să faceți cadouri copiilor voștri? Normal, da, da. Nu cred că o să faceți cum v-au făcut bunicii vouă și părinții. O să găsiți o altă logică. Dar după mintea voastră de acum, ați face cadou cuiva, un echipament sau orice altceva, cu o capacitate foarte mare ca apoi copilul vostru să folosească 5% din? Ai dat bani pentru așa ceva? Nu? V-am pus toate întrebările astea, că mă gândeam eu astăzi, oare cum se simte Dumnezeu ca părinte, care a investit foarte mult în noi când vorbim despre minte? Știți că noi avem minte, slavă Domnului, amin? Și bănuiesc că toți acceptăm că mintea este darul lui Dumnezeu. Și întrebarea mea pentru tine, retorică, dar aș vrea să nu arunci repede la coș, dacă Dumnezeu ți-a dat minte foarte multă și o folosești foarte puțin, crezi că îi faci bucurie lui Dumnezeu sau se întreabă Dumnezeu, oare de ce am pus atât de mult în hardul tău dacă nu folosești nimic de pe soft sau aproape nimic? Ei, vreau să vă felicit, am înțeles că în ultima perioadă, așa mi s-a spus, ați meditat destul de mult la versetul păzește-ți inima mai mult decât orice. De ce? Din ea ies izvoarele vieții. Și bănuiesc eu, dar asta este doar bănuiala mea, că vorbind despre inimă, de fapt ați vorbit despre minte. Pentru că dacă ne referim la traducerea Cornilescu, pe care o folosesc părinții voștri, nu știu voi ce folosiți sau alții, știți că și în limba ebraică inimă și minte sunt sinonime, iar Cornilescu, în afară de momentul în care se referă la inima ca organ anatomic, se folosește la minte. Și versetul într-un alt limbaj ar fi păzește-ți mintea mai mult decât orice. Apropo, cine a spus asta? Cine? Solomon, ăsta avea minte. Ah, deci un om cu minte, cu multă minte, încep să mă încălzesc, se vede că e cu minte, da? Un om cu multă minte spune că dacă vrei să faci o prioritate, o listă a priorităților, pe lista priorităților ar trebui să fie ce? Mintea. Capacitatea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, tot complexul acela, nu știu cine îl poate defini, centrul acela de comandă, și că mintea ar trebui păzită mai mult decât orice altceva, pentru că acolo este sursa. Dacă vreți cineva foarte cuic, să-mi spuneți cine îl secundează pe Solomon, sună urâtă chestia asta, dar în timp așa este, cine îl secundează pe Solomon și spune Solomon are dreptate pentru că din... Yes! Yes, yes, înțelegi? Yes, adică da, din inima omului yes. Totul se petrece în minte. Acum, e foarte interesant să vorbești, ai putea, asta e o altă chestie, ai putea să vorbești
despre minte, fără minte. Ai putea să-ți păzești mintea fără minte. Un sfat al meu, nu știu dacă voi ajunge la el în seara aceasta, pentru tineri și pentru mine este: nu lăsa mintea să te mintă. Că te poate minți mintea mai mult decât crezi vreodată, da? Uitându-o așa prin Scriptură, doar să arunc niște lucruri, că am înțeles că vreți foarte repede la Q&A, vreau să vă spun că există o minte sănătoasă. Când te uiți în Scriptură, există o minte sănătoasă și există o minte bolnavă. Când Solomon spune, păzește-ți mintea mai mult decât orice, credeți că se referă la o minte sănătoasă sau la o minte bolnavă? Ai grijă ca mintea sănătoasă să rămână sănătoasă sau ai grijă ca mintea bolnavă să nu se vindece niciodată? Normal că există minte sănătoasă, există învățătură sănătoasă, există minte bolnavă. Știți ce mi se pare foarte interesant? Că noi ar trebui să vorbim oarecum în viață despre o rocărare sau o autostradă a minții. În limbajul din astă seară aș spune așa, că toate lucrurile s-au născut în mintea lui Dumnezeu. Toate lucrurile bune, da, am uitat să spun bune și de asta v-ați oprit, e bine că vă folosiți mintea, toate lucrurile bune s-au născut în mintea lui Dumnezeu. După cum ne place sau nu, toate ideile năstrușnice se nasc în mintea cui? A diavolului, a celui rău. Ei, ce credeți că vrea să facă Dumnezeu cu toate ideile lui bune? Noi, nu uitați că suntem pe autostrada minții. Deci totul se naște în inima lui Dumnezeu. Când spui inima lui Dumnezeu, e clar că nu vorbești de inima ca organ anatomic, pentru că Dumnezeu nu este ființă cu trup fizic, e clar că este vorba de mintea lui Dumnezeu, nu de inima lui Dumnezeu. Noi vorbim de gândul lui Dumnezeu, inima lui Dumnezeu, dar în seara aceasta mergem pe ideea aceasta a minții, să-i fie mai ușor minții. Deci toate lucrurile bune se nasc în mintea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca lucrurile din mintea lui să le pună unde? În mintea noastră? Sigur nu în picioare, în mâini, în călcâie, în... Bun, dar până la urmă o să cădem de acord că Dumnezeu vrea să acționăm, să facem ceva, da? Dar Dumnezeu n-ar de-a face cu mâinile, cu picioarele noastre. Știi, noi mai avem momente în care și sună frumos. Doamne, îți dau mâinile mele ție, îți dau picioarele mele ție, îți dau părul meu ție, îți dau ochii mei ție. Eu aș zice că Dumnezeu chiar nu vrea chestia asta. Pentru că Dumnezeu spune un lucru. Fiule, dăm mintea ta. Dă mintea ta și încolo mă descurc, nu mai am nicio problemă. Îmi dai mie acces la centru de comandă, știi? Nu știu, se face asta și pe calculatoare. Când îi dai la unul, oriunde ar fi în lume, îi dai acces în calculatorul tău, așa-i? Cred că e suficient. Dacă ai putea să spun, băi, îți dau un program, nu, ce mie nu-mi da, știi, ăștia sunt meriți, știi, dar nu-mi dai mie program, nu-mi trimiți mie poezioarele. Zice, uite, dă-mi numai codul ăsta care apare pe ecranul tău și apoi zice, ești liniștit. De aici încolo tu poți să te duci să te culci pentru că eu deja am preluat controlul. Ei, Dumnezeu asta spune foarte deschis, eu toate gândurile din inima mea, din mintea mea, toate în sensul ce putem noi recepționa, nu toate, da? În sensul absolut, Dumnezeu vrea să le pună în mintea noastră. Și pentru o fată super deșteaptă, cum sunteți voi, dați-mi un exemplu din Scriptură prin care îmi demonstrați că semănătorul își pune sămânța în... Nu toate odată. A, nu știți aia cu semănătorul a ieșit? Nu, că aia o cântau bunicii voștri. Dar pilda semănătorului, ați auzit-o vreodată în viață, nu? Pământul bun, spinos, lângă drum și pământul ăla ce e, de fapt? Mintea omului. Deci dacă vă uitați, că până la urmă spune cel care păstrează cuvântul într-o minte sănătoasă, da? Deci Dumnezeu, aici chiar nu-l înțeleg, dar nu trebuie să-l înțeleg, de ce risipește adevărul,
Și în bunătatea lui, ca nimeni să nu aibă scuze, apropo, își pune gândurile lui în fiecare minte. Că e rea, că e bună, el pune cuvântul în fiecare minte, da? Deci, din mintea lui Dumnezeu, trebuie să ajungă în mintea noastră. Până se gândesc băieții cum ajung gândurile lui Dumnezeu în mintea mea, din mintea lui în mintea mea, cum se teleportează toate chestiile astea, pe ce canale se trimit, am o întrebare pentru fete. Ați auzit de neghină? Răspunsul tuturor este? Da, sigur că am auzit din pilda neghinei. Și neghina se pare că are o sursă, vrășmașul, adică diavolul, din mintea diavolului, și diavolul vrea să-și planteze ideile. Unde? Ops, avem o mare problemă. Deci, haideți să luăm lucrurile faine. Dumnezeu ne-a dăruit minte, slăviți să fie Domnul. Și ascultați-mă, băieților, e seara voastră, dacă nu sunteți pe fază și sunteți adormiți și nu ziceți un amin, v-ați ratat ocazia. Fiecare băiat a fost binecuvântat de Domnul cu minte. Fetelor, știu că sună urât, asta este, credeți-mă. Băieții au minte, nu pentru că le-ați dat voi, ci pentru că ne-a dat bunul Dumnezeu, slăviți să fie El. Fetelor, fiți pe fază, fiecare fată a fost binecuvântată de Dumnezeu cu multă minte. Zi, aleluia, amin, adică să priceapă și băieții că și voi aveți minte, nu că v-au dat ei, te întâlnești tu cu înțeleptul ghiță și ghiță îți dă ție minte, știi, la... sau când se însoară unul cu tine, el crede că o să aducă minte, spui, băi, am minte de 7 ori mai mult decât tine, că mi-a dat Domnul, asta trebuie să-i spui de la început. Spui, nu mă mărit cu tine că n-am minte, știi? Poate unele de asta, Doamne, iartă. Na, nu intrăm că nu suntem la căsătorii, ce mai vrem să avem căsătorii, șterge asta tot, nu vreau să zic că asta a fost un... Da, dar, deci avem două surse de idei, gânduri cum vreți, ați observat că avem un singur teren, un singur ogor. Dumnezeu vrea ca toate gândurile Lui să le pună în mintea mea. Numai că diavolul exact același lucru vrea. Nu vrea să pună gândurile în altă parte. Oameni buni, diavolul nu-i prost. Deci ăsta, IQ-ul lui e mare, tare. El știe exact ca Dumnezeu. Dacă vreau să-l controlez pe Viorel, nu trebuie să mă ocup de ochii lui, de urechile lui, de părul lui. Apropo, știți ce facem noi uneori, evanghelicii? Fără minte sau cu mintea orbită? Noi ne ocupăm cum să vă cheptănați voi, cum să vă îmbrăcați, cum să vă coaseți blugii, dar nu de asta ar trebui să ne ocupăm. Dacă noi ne-am ocupat de mintea voastră, n-ar mai trebui să ne ocupăm de celelalte lucruri. Da, câtă vreme o să ne ocupăm de bocanci, tot asta o să pierdem vreme, și noi cu bocanci, voi cu Adidas și ce treabă are una cu alta. De asta Iisus Hristos, dacă vă întrebați de ce nu s-a ocupat Iisus Hristos de... Nu, Iisus s-a ocupat de ce trebuie, Iisus s-a ocupat de mintea oamenilor. Ei, acum întrebarea este, cine va pune prima dată ideea în mintea unui om? Din punct de vedere al Scripturii, dar asta nu înseamnă că așa este în realitate, și o să vin aici, din punct de vedere al pildei, primul care a semănat cine a fost? Dumnezeu. Istoric vorbind, Dumnezeu a semănat primul, corect? Dumnezeu a pus în Adam și în Eva ceea ce habar n-avem noi, câtă informație și-a pus Dumnezeu în hardul lor acolo, în toate astea, când i-a creat, când le-a dat drumul. Și apoi a dat alte informații. În aceeași minte, deci ascultați, în mintea celor mai sfinți oameni de pe pământ, vine diavolul să semene. Și apoi Mântuitor va spune, după ce semănătorul a pus sămânța cea bună, a venit diavolul cu neghina. Care au răsărit? Amândouă. Bun. Întrebare pentru cei care vreți să fiți părinți. Că mă întreabă părinții voștri când se discute cu voi, cu copiii. Unele chestii, acum e chiar târziu, după ce mă uit la voi. Știți ce întreb eu pe părinți? Dacă vor în mintea voastră întâi să ajungă neghina sau întâi grâul?
Deci dacă vor să ajungă grâul lui Dumnezeu întâi, ar trebui părinții să-și facă datoria, să se informeze un pic cam ce se întâmplă cu lumea asta și dacă îi trece cumva prin cap că mâine tu vei auzi minciuna diavolului, el să ți-o spună când? Azi. Ca în momentul în care vine diavolul cu neghina, tu să spui, stai un pic, dar eu am primit adevărul, eu numai ce mi-a spus mama, ce mi-a spus tata, care e adevărul lui Dumnezeu. Din nefericire, ne place sau ne place, nici Dumnezeu nu se oprește, dar nici diavolul nu se oprește. Și atunci sunt două etape, spun eu, în viață. Există o etapă în care, până la o anumită vârstă, copilul nu are nicio vină. Pentru că în mintea lui se așează lucruri. Le așează mama, tata, bunicii, oricine și copilul n-are discernământ. De asta stau și mă gândesc câte vinovăție pot avea unii înaintea lui Dumnezeu când profanez mintea unui copil cu gunoaie. Dar eu vă întreb, există o vârstă de la care putem avea un pic de discernământ? Ei, din momentul ăla să știți că suntem responsabili de ce se așează în mintea noastră. Și din momentul în care începi să gândești anumite lucruri și ai anumite informații, de asta ar trebui cuvântul să fie foarte devreme în mintea noastră, noi va trebui să facem selecția. Și selecția se face în două direcții. Unu, ce primesc în mintea mea. Am o rugăminte fetelor, dacă nu e prea grea. Puteți să-i rugați pe băieți să nu facă din mintea voastră tomberon de gunoi? Nu mă refer la băieții de aici. În caz că veți ajunge vreodată prin România și niște cercuri creștine, niște băieți foarte spiritual creștini vor să spună niște prostii, toate prostiile pământului sau banalități, te uiți la el, știi, și spui, băi, Ghiță, stai un pic, ce? Mă confunzi cu coș de gunoi? Eu n-am nevoie de toate porcăriile astea. Dacă du-te, caută un coș de gunoi, aruncă-le acolo, mintea mea e pentru altceva. Prima dată îi spui frumos, a doua răspunde cum îi spui, știi? Deci, este un verset în Biblie, numele Domnului te tai în bucăți. Adică, e mintea ta și nu permite, fată, nici la maică ta, nici la taică tău, nici păstorului, nici lui Iuga, nimeni n-are voie să pună lucruri urâte în mintea ta. Pentru că e mintea ta, rămâi cu ea, dormi cu ea, te trezești cu ea și vei răspunde înaintea lui Dumnezeu. Să le zic băieților sfatul ăsta, nu, că fetele în general nu pun lucruri rele, dar... Deci ascultați, există o vârstă, dar foarte puțin în viață, când suntem nevinovați. Și apoi există o vârstă de la care decidem accept sau nu accept. Și ar trebui să ne învățăm să spunem oricui este. Prima dată, drăguț, frumos, ca frate, soră, nu te supăra, nu sunt coșul tău de gunoi. Nu mă interesează nici bârfele din Australia, nu mă interesează nici prostiile lui aia. Păi acum eu, ascultați-mă, dacă vă spun să nu primiți nici de la mine gunoaie în cască, atunci eu vă întreb, de ce guvernul ar avea voie să vă pună gunoaie în minte? Deci de când și până când guvernul sau anumite organizații au dreptul să-și bată joc de mintea voastră? Și m-aș bucura voi la vârsta voastră să aveți puterea to stand up for something. Și în momentul în care spune ceva la școală, spui, doamna, cu tot respectul, am vrut să zic un cuvânt în engleză, dar nu suna urât, adică suna mai urât, că nu știu bine engleza, spui, nu vă supărați, n-am nevoie de gunoaiele astea. De ce? Nu ești într-o țară liberă? N-ai voie să dialoguezi? Păi de ce are voie cineva să-și bată joc de cel mai valoros lucru pe care Dumnezeu l-a pus în tine? A, ei știu de ce. Pentru că așa te câștigă, te ții în rob și te distrug. Există o altă etapă. Prima dată am spus, nu trebuie să primesc. Unii oricum își aruncă gunoaiele în mintea mea, că nu mă întreabă. Voi credeți că aia care dau muzica la maxim sau ceva, aia interesează dacă pe mine mă interesează? Eu fără să vreau aud anumite lucruri. A doua fază știți care este? Dacă cineva a pus ceva în mintea mea, e datoria mea să scot afară.
Să iau toate gunoaiele din mintea mea și în puterea lui Dumnezeu să le arunc afară. Mă întrebați dacă e ușor? Deci am zis, păziți-vă mintea. Prima dată păzești-o să nu spune, după ce ți-a pus ceva acolo. Să știi că uneori e mare luptă, mult post, multă rugăciune, mai ales că noi, cei crescuți prin familii de credincioși, mai protejați așa câteodată printr-un cub, suntem tare, să folosesc un cuvânt să vă trezesc, virgini la capitolul prostii. Știi, acolo mintea e nelucrată, nu-i bătătorită cu prostiile altora. Și auzi odată o prostie și nu mai scapi de ea 20 de ani. Dar trebuie cu puterea lui Dumnezeu să arunci din viața ta lucrurile respective. Ai primit minte, ai mulțumești lui Dumnezeu pentru ea, există o vreme când suntem responsabili noi de ce punem în mintea voastră. Și asta poate fi până la 90 și ceva de ani. Dar există o vreme în care începi tu să judeci, începi tu să selectezi și cu cât mai devreme în viață vei avea filtrul cuvântului Dumnezeu, care, ascultă-mă, e singurul filtru. E singurul filtru. Ați auzit de multe ori că, scuzați-mă, virgulă, conștiința este un filtru? Nu e adevărat. Sunt anumite lucruri, dar ascultați-mă, conștiința judecă în funcție de ce bagi în ea. Deci dacă pui un etalon în fața conștiinței, du-te în India. Eu bănuiesc că cei mai mulți indieni, pentru că așa au fost învățați, dacă o să lovească, Doamne, ferește, o vacă cu mașina, ăia, eu știu ce mătăni o să facă, ce o să... Doamne, e nenorocire. Dar nu cred că același lucru o să fie dacă trec peste un copil cu mașina. De ce? Pentru că vaca e sfântă, asta i s-a pus, iar copilul mai face unul și așa sunt prea mulți. Deci nu te duci așa, frate, pe mine conștiința nu mă osândește. Păi de ce să te osândească dacă conștiința ta e varză? Întrebarea mea, conștiința ta este luminată de Dumnezeu? Pavel spune, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt, mintea mea luminată de Duhul lui Dumnezeu. Ei, deci avem minte, slavă Domnului, avem minte multă. Dumnezeu din mintea Lui vrea să pună în mintea noastră, problema este că suntem în competiție, diavolul din mintea Lui vrea să pună în mintea noastră. Depinde pe cine vom lăsa să semene și depinde ce vom păstra în inimă. Ascultați-mă, ați văzut că diavolul e foarte mare figură? După ce Dumnezeu seamănă cuvântul, ce face diavolul? Trimite somnuroase păsărele. Nu sunt somnuroase. Și păsările fură cuvântul. De unde? De unde? Din mintea ta. Păi cum are dracu cheie la mintea ta? Întrebarea mea, de ce îi dai voie diavolului să intre în mintea ta să fure cuvântul lui Dumnezeu? A, că te minte el, că bă, eu îți iau porcării de acolo, îți aduc eu. Păi dar e mincinos de meserie. Eu aș zice să rogi pe Dumnezeu tot ce pune diavolul să scoate el afară. Nu să-i dai voie diavolului să scoate ce a pus Dumnezeu, da? Două surse, un singur teren. În momentul când a ajuns acolo și învățătura este păstrată, că aici se face diferența. Că-i cuvântul, că-i neghină. Zice, cine aduce rod este cel care păstrează cuvântul într-o minte curată. Păstrezi cuvântul lui Dumnezeu, vei acționa în conformitate cu acest cuvânt. Păstrezi ideile diavolului, de asta bănuiesc că toți știți versetul, cum își va ținea bătrânul curată cărarea. Dar de ce nu bătrânul? Ca așa vrea tu, da? Da, bă, l-au zis la tineri, dar eu zic la bătrâni. Cum adică? Bătrânii cum o să-și o țină? Exact același, îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Dar cum? Nu contează că e băiat, fată, că e tânăr, bătrân. Există o singură, da? Ei, ce rugăminte am eu? Și încerc să trec la un subiect foarte practic. Pentru că Dumnezeu ne-a dat minte și pentru că suntem responsabili cum să folosim mintea și pentru că mintea trebuie folosită în toate domeniile. Aici trebuia un amin. Mulțumim pentru îndemnul la rugăciune. Știi care a fost întrebarea mea în timp ce explicai tu? Din tot ce îmi cere acolo, că n-ai dat tu tot ce scrie, numai o lecuță, ca să fii scurt, felicitări. Ce pot face fără minte? Îți spun eu, nimic. Am stat și le-am rumegat. Nimic.
Nu, dacă vreau să nu borborosez nu știu ce vorbe, trebuie să-mi folosesc mintea. Dacă vreau să am intimitatea mea cu Dumnezeu, trebuie să am cămăruța, trebuie să mă duc în cămăruță, trebuie să închid, trebuie să... La toate astea trebuie să-mi folosesc tărtăcuța mintea. Și va veni mai târziu Apostolul Pavel, nu știu de ce va scrie unei biserici super spirituale sau de oameni. Zic că, frate, să vă spun o taină. Mă voi ruga cu Duhul, dar nu fără minte. Păi cum adică să mă rog fără minte? Mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar și cu mintea. Fără să ridicați mâna, care ați crescut prin biserici, ați auzit rugăciuni fără minte? Da, am zis, nu ridicați mâna. Că nu, să nu se vede. Știu că toți iubim cântarea. Ați auzit cântări fără minte? Păi vă întreb un lucru. Când cânți ceva ce n-are nicio treabă cu Scriptura, ce cântare e? Deci, noi avem o problemă cu teologia din cântări. Deci la noi dacă sună bine și rimează, frate, îmi pare rău și astăzi cumva, că n-am fost un pic, dar eram chiar tânăr slujitor și o soră foarte faină, adică serioasă în biserică. S-a înscris cu o cântare. La mine problema este că nu prea pot să-mi bag mintea pe repaus. Eu și când pare că nu-s atent, la mine tot se învârt acolo, nu? Asta e treaba. Și ajunge la un moment dat la strofa. Nicăieri, nici în foc, nici în moarte, despărțire de Domnul meu nu-i... Nu, n-a fost cu focul. Nicăieri, nici în iad, nici în moarte, despărțire de Domnul meu nu-i... Acum, ce vreau să vă spun? Atunci erau cântările pe ziare, adică le scriai așa, și bănuiesc că undeva o fi scris foc, altul când o copiat iad, dar sora... Așa, la 1500 de oameni cânta că nici în ea nu-i despărțire de Iisus. Eu nici nu știu dacă săraca o știut. Ce credeți că am făcut eu după ea? Păi normal, am corectat-o public. Sper că suficient de înțelept, că și astăzi suntem prieteni, nu-i nicio problemă, dar m-a ridicat și am spus, frate, dacă nu-i despărțire de, ea, de Domnul în iad, eu, păi sunt ok și cu iadul. Se uitau ăștia toți la mine, păi zic, n-a zis să te amin la cântarea lui soră. Am mai făcut din astea, dar nu mai fac o cineva că-s păcat. Spun câte o prostie și să vezi cum zic toți amin. Și după asta zic, bă, voi sunteți normal la cap, Doamne, iardă. După asta am gândit, bă, nici eu nu sunt normal la cap, că eu îi ispitesc și, deci, eu zic, ei zic, știi, să nu fac eu păcate. Deci vorbesc cu voi ca și cu generația tânără, oameni buni. Dacă vrem să ne ajutăm pe noi și să ne ajutăm pe alții, am o rugăminte. Haideți să folosim mai mult mintea care ne-a dat-o Dumnezeu. Mintea, știți că e coruptă, e rea, desnădăduită, înșurătoare. Dumnezeu trebuie să ne schimbe mintea, amin? Și nașterea de nou înseamnă înnoirea minții. În generația mea, nu știu dacă voi ați prins versete de genul ăsta, unul din versetele de aur care atât a fost uzat și abuzat, că nu mai știu cum să zic, era să nu vă potriviți chipului veacului acestea. Ăsta era accentul, să nu ne potrivim. Și atunci, dacă ăștia purtau un pic părul mai lung, pe noi toți ne tundea zero. Știi, ca să fim pocăiți zero. Mamă, deci, cum am și urechile clăpăuge, știi, atunci n-am știut că marțienii cu urechi, mă simțeam așa complexat. Și tot mă gândeam, mă, dar care e logica? Că, acum, n-am nicio vină că Dumnezeu mi-a dat minte și nici nu-mi pare rău. Dar mă gândeam, să nu ne potrivim. Deci ei umblă îmbrăcați. Hai pocăiți toți umblăm dezbrăcați, să nu ne potrivim cu ei, da? Dom'le, ei mănâncă, noi să nu mâncăm, ei beau, noi să nu bem, ei conduc pe stânga, noi să conducem pe dreapta, adică să nu ne potrivim. Numai la tunsoare și la blugi aveam și cântări, căci pantofii cu tocui, nu-ți pe placul Domnului, mamă, dar cum să spun, ce spiritualitate, băi? Deci eu de mult tot am zis să dăm cu capul, avem loc de dat cu capul la pereți. Deci asta cu să nu vă potriviți, n-am priceput-o niciodată, că luau fraza. Da? Ce-o înțeles, frații? După asta am priceput și eu. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți. No, asta o priceput, frații. Bă, deci ne prefăceam, deci noi câte măști am purtat pocăiții. Ăștia cu pandemia au fost zero.
Deci noi măști, frate, și minciuni pe sub ele și din astea. Cum ești, frate? Aleluia, slăvit să fie Domnul. Un mincinos, el crăpaște. În loc să spună roagă-te pentru mine sau să spună, băi, nu știu, m-a lepădat de Dumnezeu sau nu. Toate erau super fain. Prostii. Cam înțeles că să ne prefacem. Ei, de fapt, știți ce spune versetul? Vrea cineva să-mi spună ce spune versetul? Să nu vă potriviți chipului viacului acesta, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, și este o înnoire continuă a minții, ca să puteți cu mintea nouă cunoaște voia lui Dumnezeu. Dar noi pe toate le-am știut, numai cu mintea n-am avut de face, da? Bun, vedeți, mie nu prea mi iese chestia asta cu, dar am zis că ajung la ceva concret. Fetele, încep cu voi sau cu băieții? Au prioritate, da? Bun, ca să aveți prioritate, asta încep cu amândoi odată. Vă rog foarte repede să vă scoateți telefoanele. Deci, cine are minte și ar folosi telefoanele să ia notițe, da? Nu înseamnă că avem minte, bine că avem memorie, da? Și după asta doar, de ce? Mi-a zis cineva, o să bă, dracu, așa se bucură când ăștia nu iau notițe? O să atunci se enervează când cineva ia notițe. Știi că după asta te uiți, mai vei, a, a fost frumos, am râs. Rămân și ei cu o glumă și nu. Bun, deci... Pentru băieți, vă rog să continuați voi, dar nu lung, mie îmi place numai când eu vorbesc să fie lung, încolo scurt. Vă rog să continuați voi așa cu puncte, liniuțe. Dacă mi-aș folosi mintea în relația cu fetele, două puncte și băgați puncte. Deci asta este provocarea mea. Dacă mi-aș folosi mintea sau mi-aș folosi mai mult mintea în relația cu fetele. Spuneți voi ce s-ar întâmpla. Fetelor, știți ce trebuie să scrieți voi, nu? Dacă mi-aș folosi mintea sau mi-aș folosi mai mult mintea în relația cu băieții. Aveți două minute pe cronometru. Hai, dă drumul la cronometru ca să știu când se... Până îl cauți tu... Se termină războiul din Ucraina. N-ar fi rău, că ar da mai repede, da? Deci, cei căsătoriți nu-i încurcați, ca să nu fiți chiar în pauză, să nu vă răcească mintea. Bărbaților, ar fi un bonus pentru tineri în seara asta dacă ați spune, dacă în relația cu soția mi-aș folosi mai mult mintea. Amin, surorilor? Și surorilor, scoateți telefonul și spuneți așa, dacă în relația cu soțul mi-aș folosi mai mult mintea, în caz că terminați cu soțul repede, băgați și copiii. Dacă unele sau unii chiar n-aveți nicio treabă cu băieții și cu fetele, vă dau și o altă opțiune pentru tineri. Dacă mi-aș folosi mai mult mintea în relația cu părinții, ce s-ar întâmpla? Iar dacă unii nici asta nu vă place, ultima variantă, dacă părinții și-ar folosi mai mult mintea în relația cu mine, accept orice din partea voastră. L-ai pornit? Și? Iar ne salvează o fată. Asta e, da, da. Ea mi-a și arătat, zice, frate, deci mersi, am o privire de vultur. Uite, seara asta te cred pe cuvânt. Deci când zici tu stop, e ok. Microfon. Două microfoane pregătite, repede. Pregătite, pornite, uite, gata, te-a salvat fratele. Mamă, dar câte minutele de lungi în Anglia? Sunt gata. Bun, stop. Oricum voi vă opriți cât vreți. Deci, regula este, fără, doar ridicați o mână, ajunge microfonul la voi, că vrem să ne auzim și vor și cei care ne urmăresc, sunt curioși acum. Frumos ar fi să mergem alternativ un băiat, o fată, dar până la urmă dăm năvală. Cine-i primul sau prima care sparge gheața? Dacă mi-aș folosi mintea în relația cu... Ce s-ar întâmpla sau ce nu s-ar întâmpla? Haideți repede. Mâna ridicată. Poftim.
Doamne ajută! Și ce te împiedică? Nu, da, da, nu, am înțeles, da, da, gata, gata, e bun, super, super, frumos. Ia ți-o zis să zici asta sau? Nu, nu. Cugetul tău luminat de Duhul Sfânt, corect. Next. Deci cine își folosește mintea ar aprecia mai mult lucrurile bune. Sunt de acord 100%. Da, da, ridică mâna și ia microfonul, nu așteptați că e timp. Mă, tu ai minte. Apropo, că tot nu sunteți români, voi ați auzit de mintea românului de pe urmă? Folosiți-o întâi. Deci mintea românului de pe urmă folosiți-o la început, da? Acum, nu știu câte minte ai avut dacă ai zis asta de față cu nevastă ta, știi că... Da, da, recent, bun, ai regizat, o să vedem dacă vă iese filmul seara asta, da? Nu, conferința continuă. Hai, repede, repede, mâna sus, că microfoanele circulă. Dar nu, ia-i la rând. Pac, așa, ce are? Fără discriminări, că așa am cușat. Dă-i lui, fiecare să spună. În cel mai rău ca spune, n-am minte, nu folosesc, gata, dă-i. Dacă ți-ai folosit mintea în relația cu fetele, ce s-ar schimba? Fetele. E bun, dă-i, dă-i microfonul mai departe. Da. Fetele, voi v-ați schimbat dacă el și-ar folosi mintea, corect, da. Dă-i la fate. Pentru tine întrebarea e foarte simplă. Dacă băieții și-ar folosi mai mult mintea în relația cu fetele, ce-ar face și ce n-ar face? Repede. Ar avea răbdare cu noi, nu cu tine. Da, da, da. Adică cu o fată prețioasă trebuie să ai mai multă răbdare, nu? Pentru că spune și Biblia, cine găsește o comoară, se duce, caută, face, deci acolo e timp, răbdare, da? Când găsești o fată bună, ai răbdare, nu te grăbești. Dă microfon mai departe. M-ai împlinit. Tu nici nu ești egoist. Nu, dar omul a judecat. Deci, vedeți, omul ce-a zis? Băi, Scriptura are o regulă. Ce seamănă omul aceeași va secera. Dacă eu aș investi mai mult în soție, soția ar fi mai bucuroasă, mai împlinită, mai nu știu ce, și unde s-ar întoarce rodul? Tot în hambarul meu. El a dat varianta scurtă, eu v-am dat varianta lungă, omul gândit-o, ziceți. Stai, stai, dacă ți-ai folosit mintea, ai duce microfonul mai aproape. Așa, bun. Măi, măi, nu te băga în chestia asta. De ce? Există și din astea care trec așa? Vezi că despre fete vorbim. De genul fluturi în stomac sau ce? Șuvițe. Nu, nu te-ai uitat. Deci dacă ți-ai folosit mintea, spui, frate, eu aș aprecia o fată care are 3 șuvițe bișinii, nu? Nu. De ce? A, deci poi mâine și le face galbene. Și tu te-ai legat de vișiniu. Bă, începe să-ți umble mintea. Și ce valori sunt din astea care nu trec? Hai să zic, hai să rămânem mai... Poate relația e cu Dumnezeu. Dă microfonul mai departe, hai că... Hai mă, nu faceți pe smeriții, spuneți ce aveți în inimă. Stați băi, nu-l strângeți de gât. O variantă v-aș putea da eu o explicație foarte frumoasă și are și bine, dar mă gândesc totuși to dig in a little bit. Zine și nouă de ce ți-a venit ideea asta. Că suntem la seara inimii deschise, nu? Cum? Cu ele. Deci tu, dacă ți-ai folosit mintea, care ai rămâne nensurat? Mintea din seara asta, de ce ești un pic mai... Te-o supărat o fată, ceva? Nu, nu, nu. Nu ești dezamăgit.
Dar poate peste un ceas, deci frate Iuga, totuși dacă mi-aș folosi o leacă mai mult mintea, m-aș însura. Da, bun. Nu, nu, mă, dar nu, dă-i lui prietenul tău, vișiniu, dar el, ce zice? Este altcineva cu microfonul? Se... Bun, zi, hai. Ce, n-ai fete sau n-ai minte, zi? N-ai minte. Îți vine ea, lasă că se roagă maică ta mult de la... Nu, ai, totuși să o folosești, bine, da. Dar totuși, ce s-ar schimba? Să le zici ce? Nu, poate tu puteai să spui și frate, eu, ca la vârsta mea, dacă mi-aș folosi mai mult mintea la fete, nu m-aș gândi la fete. M-aș gândi la altceva la vârsta asta și fetele un pic mai încolo. Așa e că da, bun. Nu e nimic, o să ajungă microfonul la fete și o să vă bucurați voi că n-ați vorbit. Stai, că noi nu pricepem, el, tu zici ce ai tu pe suflet. Mai bine fără minte. Nu că după asta, auzi, deci oricum se spune că dragostea e o arbă, dar te asigur eu, căsătoria e un bun deschizător de ochi. Deci știi cum poți, știți cum puteți zice voi? Păi frate Iuga, dacă mă duc să-mi cumpăr o mașină și îmi folosesc prea mult mintea, să întreb, băi, asta are kilometri real, n-are kilometri real, au fost dați înainte, înapoi, are cauciucuri bune, e ruginită, are motorul bun, a fost avariată sau nu, chiar îți ia timp. Eu știu ce zic, întâi cumpăr-o și după ce ți-ai cumpărat-o o să descoperi, nu e nicio problemă. Singura diferență e că o să fie mașina ta. Înainte era mașina pe care puteai să nu o cumperi. Acum o să fie mașina ta și tot ce o să descoperi o să fie bucuriile tale de fiecare zi. Dă microfonul mai departe. Dar peste ăștia mai tineri ce să riz, că ăștia au niște scuze, dă-i. Dacă mi-aș folosi mintea, cred că aș înțelege mai bine fetele. Aleluia! Și poate o mai bună comunicare. E complex ele, hă? Păi dacă e o leacă mai complexă ele. Sunt. Da, pentru că le-a creat Dumnezeu. Sunt diferite de noi. Ele chiar sunt femei. Noi nu pricepem asta, ele chiar sunt femei, știi? Bun. La fata păstorului, Muse, toată lumea așteaptă să vorbească fata păstorului. Cine dorește, doriți, nu? Da, bun. Deci dacă... Tu ce întrebare ai ales? Andreea, ce... Dacă părinții și-ar folosi mai mult mintea în relația cu copiii, ce s-ar întâmpla? Hai că tai că tu oricum e curios. Păi dar nu ți-o zis, stai că tot timpul că în casa Domnului trebuie să fii sinceră și... Nu ți-o zis. Bun, dăm microfonul mai departe. Că... Dar să răspunde în engleză, zice că Domnul trebuie să pricepe, voi trebuie să pricepeți. Da. Zi. Eu să spun ție ce să zici. Care vrei tu, e chiar alegerea ta, deci v-am dat... Sper că există așa ceva. Băieți, înțeleg. Da. Și ar căuta Domnul locul tău? Și cum o să știi ce caută Domnul locul tău? Dar era o întrebare la când mi-ați răspuns. Cum își pune Dumnezeu gândul din mintea lui în mintea mea?
Mamă, cauți pe Google, așa e? Sau unde? Prin Scriptură? Deci nu pe Facebook sau pe nu știu ce. Păi dar Scriptura este gândul lui Dumnezeu. Și oameni buni, ar trebui, nu știu, să ne pocnim, să ne trezim. Eu mă uit de multe ori, nu vă știu pe voi, generația tânără, dar îi știu pe părinții voștri sau pe alții, care s-a atât de, cumva, ar fi încântat să le spună cineva care-i voia lui Dumnezeu pentru. Și eu cred că dacă ai avea o discuție personală cu Dumnezeu, ai spune, Doamne, eu aș vrea să știu gândul Tău. Știi ce ar spune Domnul? Păi am scris o carte în care am spus tot ce trebuie să știi. Ah, dar nu mă interesează cartea aia. Haideți să vă spun un lucru care m-a afectat pe mine puțin, chiar foarte puțin, pentru că nu mi-am permis că am zis cât de afectat trebuie să fie Dumnezeu. Probabil ați văzut și o să vedeți, am scris și eu niște cărți, niște broșuri. Știți ce consta la unii? Ei îmi pun o întrebare pe subiect. Și eu zic, bă, citește și tu cartea asta, după cartea asta, frate, o scrie 100 de pagini să citească. N-am eu o variantă mai scurtă, la care zic, bă, eu dacă aveam varianta mai scurtă, o scria mai scurtă, că nu mi-a spus nimeni să scriu 100 de pagini. Pentru mine a fost un chin, nu? Și o plăcere, dar și un chin să scriu 100 de pagini. Și oarecum am considerat eu că în cele 100 de pagini am atins un pic subiectul, nu mi-am dat teza de doctorat. Nu, tu vrei varianta scurtă, să-ți dai eu ție varianta scurtă în 3 fraze. Păi ascultă-mă, dacă o aveam în 3 fraze, asta scriam 3 fraze și scriam o carte cu fraze și o cumpărați toți, da? Și după asta am zis, Viorele, ce te deranjează pe tine când asta facem cu Dumnezeu? Deci voi credeți că Dumnezeu și-a propus El să ne dea 66 de cărți, că Biblia trebuia să fie de groasă, să cântărească nu știu cât, ca să dea bine când facem noi poze? Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui pentru că în acest cuvânt, așa a considerat El, că putem să cunoaștem și o să folosesc cu, asumându-i, parte din dumnezeire, parte din gândul Lui. Sper că nu vă supărați pe mine dacă o să vă spun că Dumnezeul nostru nu intră într-o carte. Amin? Ci într-o carte intră ce a hotărât Dumnezeu să ne spună despre El, cât poate pricepe tărtăcuța noastră, știi? Ce să ne spune Dumnezeu despre ce habar n-ai, pentru că spune că mintea voastră nu le poate prinde, da? Și eu tot îl întreb pe Dumnezeu, dar n-ai varianta mai scurtă? Sau discuții din astea, nu ți poți imagina cu Dumnezeu, Doamne, bun, am citit eu în Biblie că Tu scrii să nu mint, dar Tu ce ai de fapt în minte? Ce ai avut în minte când ai scris acolo să nu mint? Ce ți-ar răspunde Dumnezeu? Ați spune, bă, frate, e o taină foarte mare. Deci atât de complexă chestia asta, mersi, atât de complexă chestia asta, eu, în dumnezeire, așa tot știința mea, când Duhul Sfânt i-a spus scriitorului să nu minți, știi ce a intenționat? Să nu minți. Foarte adânc, așa-i? De asta îmi place la unii teologi că dacă învârți cu greacă, cu ebraică, atât învârți să nu minți până ce iese. Nu, asta ar fi prea simplu. Excepții, bă, frate, de obicei să nu mințim, dar de, până la urmă să nu minți iese că în anumite situații chiar ar fi de la Domnul să minți. Mamă, deci da, ar fi indicat, deci îți dai seama, deci teologie draconică, deja, da. Biblia tălmăcită prin Duhul Dracului, știi, asta e, nu prin Duhul Sfânt. Bun, scuze, unde e microfonul? Da. Dacă mi-aș folosi mintea în relație cu fetele, aș ști care fată este de mine sau nu. Ai ști care e de tine sau nu? Și pentru că ți-ai folosit-o, care e de tine? Păi trebuie făcut niște calcule. Încă n-ai găsit-o, a? Da, da, ai făcut niște calcule. Bun, ai ști care... Dar ați putea unii deveni un pic mai practici. Adică câți dintre voi ați fi de acord, și vine microfonul la voi, fete, câți dintre voi ați fi de acord și ați spune așa, dacă mi-aș folosi mintea în relațiile cu fetele, n-aș folosi cuvinte cu înțeles multiplu. Dacă mi-aș folosi mintea în relația cu fetele, nu mi-aș bate joc de sentimentele lor. Dacă mi-aș folosi în relația cu fetele, nu aș fi un profitor. Dacă mi-aș folosi mintea în relația cu fetele,
Fetelor, vă rog să fiți foarte atente, să mă corectați. Dacă mi-aș folosi mintea în relația cu fetele, le-aș vedea om, nu un trup de care să profiți o bucată de carne. Eram la o întâlnire de adolescenți, sau discutam despre adolescenți la o întâlnire de tineri și am pus un pic să vorbească unii despre alții. Era o idee mai veche cu trup de nota 10 și nu știu ce. Cred că nu o să uit niciodată o fată cu minte. I-a auzit pe băieți vorbind despre ele. Ea era prezent acolo. La care n-a mai rezistat la un moment dat. Și s-a ridicat, că toți se cunoșteau. Zic că, mă, nu vii rușine? Eu pentru voi sunt o bucată de carne? Și ăștia cât îți vorbeau? Că sânge nota 10, că să fie mai rotunzi, că să fie mai pătrați, că să aibă chișoarele, așa că... Și asta la un moment dat a rămas blocată. Bine, am spus eu, welcome to the real world, știi? Zic că, băi, voi sunteți normal, aminte, eu pentru voi sunt o bucată de carne? Păi nu, dacă mi-aș folosi mai mult mintea în relație cu o fată, n-aș vedea o bucată de carne, indiferent cât de frumos e aranjată. Aș vedea în primul rând un om creat de Dumnezeu. Nu un om second hand, nu mai puțin inteligent ca mine, nu mai puțin frumos ca mine, nu mai puțin binecuvântat ca mine. Și dacă mi-aș folosi mintea în relația cu fetele, aș vedea o ființă creată de Dumnezeu. Și când mă raportez la fata aceea, mă raportez la cine? La cel care a creat-o. Fetelor, puteți zice una mine aici? Nu mai aveți nicio nădejde, da? Frate, eu, ce SF-uri spui, matale. Păi s-ar putea și voi să aveți o mare vină, da, aici. Și apoi aș spune, dacă mi-aș folosi mintea în relația cu fetele, după ce le-aș vedea ca om, aș vedea-o ca pe o fiică a lui Dumnezeu. Păi spuneți-mi, dacă o fată e născută din nou, cine este ea? Fiica lui Hristos. Pot să găsesc vreo mărturisire aici? Este cineva care a pus ochii pe o fată, dar are niște probleme că știe cine-i taică-s-o. Știi, felicitări, cred că sunteți băieți deștepți. Dacă știi cine-i tata... Și sper că tata ăla deștept, dacă n-are pușcă, și-o luă măcar o bâtă de baseball, profesionistă. Dacă vă întrebați de ce și nu v-ați cumpărat-o, în momentul în care vin băieții să vă curteze fetele, îi primiți frumos înăuntru în casă, îi spui, Gigele, vii aici, și îți iei un pic, Gigela meu, nu a vostru, da? Și zici, păi nu știu ce vezi tu în fata asta, poți să spun un pic, ești grăbit? Păi nu, stai aici că-ți trag două, adică așa, nu frățește. Hai să spun eu cât mi-am rugat pentru fata asta, cum am primit-o de la Domnul, ce am investit în ea, am înțeles că vrei să ieși cu ea în oraș, da? Uite, ți-o predau și vreau să spun cum mi-o predai și la ce oră mi-o predai. La cât ajungeți acasă? Păi când doriți dumneavoastră? La 8 și un sfert. Ok, da, bun. Și la final, înainte de rugăciune, știi că închei cu rugăciune, zice, vezi bâta asta de baseball. Dacă fata asta ajunge acasă, cum ți-o dau, sau un pic mai vesele, da? Și ajunge la timp și tot, ești fratele meu, prietenul meu, bem ceai. Dacă fata asta vreodată plânge din cauza ta, sau întârzie vreodată, cum te pognesc eu, nu te pogni nimeni, tot neamul tău. Nu vi se pare normal? Păi bun, zice, frate, mă sperie taică sau că fata e bună, dar am înțeles că crocodilul ăla, felicitări, că e balaur. De, vă întreb un lucru. Dacă uneori ne gândim la tata pământesc a unei fete, noi ne gândim la Dumnezeu când ne comportăm într-un anume fel cu fata lui. Că s-ar putea unii să trăim o mare schimbare la față când o să întrebe Dumnezeu ce ai făcut cu fiica mea. Și acum, ca să nu-i bărberesc chiar pe băieți seara asta, dacă aș fi fată și m-aș gândi mai mult în relația cu băieții, ce aș face, fetelor? Microfonul e acolo în spate. Pe la voi, așa, care ați întors amândouă capul. Da, da, voi două, da, primiți microfonul. Dați-le, că de când ești. Ah, scuze, ajunge. Da, zi. Dacă mi-aș folosi mintea mai mult... Dacă ai pornit, așa. Păi, dați microfonul. Bun. Ok. Dacă mi-aș folosi mintea mai mult, aș ști că e băiatul potrivit. Mhm.
Tu bagă-ți mințile în cap și ții-te de școală, nu te gândi la băieți. E taică-tu acolo lângă tine, ia, la băieți se gândește, auzi. Deci băiatul potrivit pentru tine s-a născut, dar încă face școală, are treabă, nu-l încurca. Deci în cazul tău să am eu o lumină, dacă ți-ai folosit mintea în relație cu băieții, l-ai lăsat să-și facă școală, l-ai lăsat să se pocăiască până în adâncul sufletului, să fie un om spiritual, să fie toate astea, și când el e realizat, atunci ei zice, uite, ăsta e telefonul meu. Zi. Ba da. Păi nu, oprește-te în dreptul una. Dacă ți-ai folosit mintea, oprește-te, nu te-l purta așa. Ups. Nu, dă-i înapoi microfonul. Prima dată o aplaudăm, că nu e foarte spirituală, da, deci în sfârșit, una mai pe gustul meu, așa, nu foarte spirituală. Ia zi, cum nu l-ai lăsat să-l atingă? De ce, crezi cumva că băieții îs obișnuiți de la telefoane cu touch screen, touch... Păi bun, am o întrebare până... Fetelor, dar voi ce sunteți? Cobaiul lor sau ce sunteți? Scheletul de anatomie sau ce sunteți voi? Când el vine și spune, am învățat, vreau să văd dacă stai bine cu clavicula. Păi versetul din Biblie, ia mâna că ți-o bag în ghips. Da. Traducere liberă, numele Domnului te tai în bucăți. Spui, dacă te interesează clavicula, www.claviculă.ru sau ce-o fi, ruși, ucraineni, nu te... Îi poți spune, du-te la un cimitir, dezgroapă pe una și vezi dacă e clavicula la loc. Dar ce drept ai tu să vezi dacă mie îmi stă clavicula la loc, dacă mă dor genunchii sau... N-am înțeles, de când? E, dacă nu-ți folosești minte, ascultă-mă, o să-i permiți. Dar și de ce îi permiți? Că diavolul a pus ceva în mintea ta. Și asta nu vreau să vă spun alții, vă spun eu. Nu știu câți știți dintre voi că băieții, prin definiție, sunt cuceritori. Așa a fost creați de Dumnezeu. Noi nu mâncăm, noi cucerim mâncarea, noi nu conducem, noi cucerim șoseaua. Noi, da. În momentul în care el vrea să te prindă de mână, el are multe emoții și cu tare, că nu... dar în momentul în care a pus mâna pe tine, mâna aia deja e a lui. După asta îi trebuie umărul, după asta îi trebuie gâtul, după asta îi trebuie urechile, după asta îi trebuie să te pupe, după aia să culcă cu tine și unele sunt atât de orbite, deci sunt vorbim deschis, chiar din bisericile noastre, zice, dacă mă culc cu el, îl păstrez. După ce s-a culcat cu el, ea devine numărul 7. Și se scoală dimineața, zice, nu, acum am cucerit-o și pe asta. Mamă, zice, Everestul e mai mare. Și el pleacă la o nouă cucerire. Și tu ce faci? Te tai pe vene? Te arunci de la etaj? Nu mai dormi? Să nu afle părinții că, ferească Domnul să nu rămâi însărcinată, să mai faci un avort și toate celelalte, știi că dracu te duce, că tu ai crezut că îl păstrezi. Deci ascultă, dacă vrei să-l păstrezi, ține-l departe. Nu foarte departe. Dacă aia ia mâna că ți-o bag în gips. Da? O să ai vreme să pui mâna pe mine. Să știți că ăia care vă pipăie mult înainte nu mai au vreme după. Iar ăia care nu se pot abține înainte n-au nicio șansă după. Da, e o chestie de minte, fără să vă supărați. Dă-i și la cealaltă ca să nu, că ești între două și să nu ieși rău. Să nu te lași? Rănită. Păi, ești fată deșteaptă. Deci el e bădăran că te rănește, dar tu de ce te lași rănită? Pentru că am sentimente față de el. Păi poate dacă ți-ai folosit mintea, n-ai avea sentimente așa de repede față de oricine, da? Adică ți-ai controlat sentimentele și nu ți-ai legat inima de unul că ai vorbit cu el 3 minute pe Facebook și ți-ai dat seama că e la Domnul. Domnul Dracu sau cine o fi ăla. Bun, pentru că timpul nostru a zburat, deja te scarpi în cap, te doare.
Cine mai trebuie să vorbească? Părinți? Poftiți. Dacă mi-aș folosi mintea la relație la un băiat, aș căuta siguranță, nu doar de a mea pot proteja, dar și financiar. Adică să o zicem pe aia dreaptă, da? Dacă, ce să da, da? Deci ai... Îți umblă mintea, de-i? A, fata presbiterului, zi, soră, dacă e. Tu, ca să-ți fac viața mai simplă, așa, zi. Noi am făcut împreună. Voi ați făcut împreună, da, că unde-s două minți luminate, iese. Dar din partea ta dă-ne bonus, dacă părinții și-ar folosi mai mult mintea în relația cu copiii de vârsta ta, n-ar nicio legătură cu părinții tăi. A, tot la tine te-ai întors. Nu m-ar fi surprins dacă cineva ar spune, frate Iuga, dacă părinții și-ar folosi un pic mai mult mintea în relația cu noi, și-ar da seama că nu mai suntem în Pampers. Ar fi o mare descoperire la unii părinți, care ea are 22 de ani și părinții cum o văd? Micuța noastră, la care trebuie să-i schimbăm scutecele și zi. Ea poate conduce o companie și e tot micuța noastră care săraca, habar n-are ce vrea. Dar învățăm noi, că nu știe. Și eu am trecut prin asta, nu cu părinții. Am avut odată o fată care a încercat câteva ore, că eram în același autobuz și nu puteam fugi de ea, să mă convingă că eu sunt îndrăgostit de ea, dar nu-mi dau seama. Din fericire n-a reușit. Dar era convinsă că are dreptate. Și eu. Cam eu, da. Bun, dacă cineva, comentarii, minuni, așa. Microfon aici, bine că în sfârșit vine spre mine. Mi-a mai venit o întrebare. Nu, am făcut varză programul ăsta. Ai ceva întrebări pe acolo? Sau? De acum? Ferească, Doamne. Băi, a fost predica lor, nu a mea. Deci eu numai moderator. Zi, frate. În primul rând să recunosc că nu am conceput astea în două minute. Am trișat. Ai trișat, da, da. Păi bun, normal. Adică ești om cu minte, le folosești. Da, asta nu, nu-i trișat. În relația cu soția mea, dacă mi-aș folosi mai mult mintea, aș anticipa situațiile care ar putea degenera în discuții contradictorii și le-aș rezolva din fașă. Cred și eu. Bun. Deci aici chiar mai multe lucruri. Toți. Și al doilea lucru ar fi, dacă mi-aș folosi mintea mai mult, n-ar mai fi soția mea așa epuizată fizic la sfârșitul zilei, doar ce aș prelua unele sarcini din atribuții zilei ei. Mamă, sper să nu vadă nevastă mea chestia asta. Ar zice, poți să rogi pe fratele ăla să-ți trimite notițele și ție. Da, asta cu folositul minții, știi? Uite, ca să nu vă chiar discriminez pe cei de vârsta părinților, are cineva o idee să ne spună dacă ne-am gândit la părinții noștri, pe care îi respectăm? Chiar îi respectăm și mulțumim lui Dumnezeu pentru multe lucruri. Și dacă am fi totuși sinceri cu noi înșine, dacă ne-ar întreba cineva dacă părinții voștri și-ar fi folosit mai mult mintea în relația cu voi, oare ne-am fi dorit în anumite domenii? Dați-mi un exemplu, două, fără detalii. Ce s-ar fi întâmplat? Da. Nu, că nu se aude la, și ne ascultă ceilalți. Hai, așa, dă microfonul. Eu vin dintr-o familie de 14 copii. Corect. 7 băieți și 7 fete. Super. Tatăl meu, care trăiește încă, mama a murit când am cunoscut-o pe Ramona, o lună după aceea. Tatăl meu a fost cu noi toți 14 un om foarte aspru.
Asta a degenerat mai târziu și mi-am dat seama când eram la facultate că aveam, din cauza asprimii lui, lipsă de a mă supune autorității. Rebeliune în sânge. Ia, asta am descoperit în timp ce eram la o slujbă de duminică în biserică. Așa parcă Dumnezeu mi-a arătat deodată. Vezi că ai problema asta din cauza asta. Acum, pentru mine asta a fost ca un fulger, o luminare unde de acolo încolo eu am început să fac exercițiu spiritual din asta. Că mi-a convenit, că nu mi-a convenit, m-am supus autorității de atunci încolo. Acum nu știu câți dintre voi aveți părinți aspri sau mai puțin aspri, dar părerea mea și sfatul meu, la rândul vostru, să aveți mare grijă cu asta. Că asprimea dusă la extremă poate duce într-un lucru foarte rău. Prin harul Domnului m-am vindecat de asta și nu mai am niciun fel de problemă. Da. Mulțumim mea aici, soția mea aici. Mulțumim pentru onestitate. Asta vreau să spunem noi, dacă discutăm, să zic, despre alții, nu discutăm să-i acuzăm sau altceva. Dumnezeu le știe viața, cât au știut, dar nici n-are rost să ne mințim pe noi și să spunem anumite lucruri nu ne-au afectat deloc și noi vom continua cu copiii noștri, pentru că, nu, prima logică, dacă pe mine ce-a făcut tata, om foarte pocăit, spiritual, un lucru care l-a făcut el m-a deranjat foarte mult, care ar fi logica să-l fac eu același lucru cu copilul meu? Că s-ar putea nu toți să fie vindecați. Și atunci învățăm, și știți ce e interesant? Că s-ar putea, dacă tata ar fi aici, sau altul să spună, domne, acum îmi dau și eu seama. Acum, dacă aș avea mintea de atunci. De ce, apropo, credeți că bunicii se poartă altfel cu nepoții decât cu copiii? Unul dintre motive, că sunt foarte multe. Că își folosesc mai mult minte acum și spun, domne, nu, totdeauna bâta a fost prima chestie și puteam și altfel. Dar atunci, nu știu, nu le-ai judecat, ai fost prea obosit. Spre exemplu, aș spune eu părinților, dacă ne-am folosit mai mult mintea, n-am face din copiii noștri paratrăznit. Știi că pe nevastă nu poți o bați, că nu ne lasă Scriptura. Și atunci stai că tu nu poate bai, mai că te-a strage ție câteva, că o găsi verset că ție are voie, știi? Dar devine poate că e șeful lui, nu ești tu. Dar nici pe șeful nu l-a putut bate, că îl dea afară. No. Noi, păstori, nu putem bate comitetul și ne mai batem copiii, știi? Da? Nu, scuze, asta nu, nu se poate. Nu, asta se șterge iară, nu? Mai zic și eu. Bun, dă drumul la răspunsuri, că întrebări nu sunt. Dar folosește microfonul, că se te aude. Chiar funcționează. Și acolo aveți un cod, trebuie să introduceți acel cod și apoi folosiți spațiul acela pentru întrebări. Scrieți o întrebare. Știu că este privat, tocmai de aceea vă rog să nu abuzați de faptul că este privat și că scrieți acolo tot ce vă o minte. Totuși, nu chiar tot ce vă trece pe minte. Adică folosiți-vă mintea. Exact. La... Fetele, puneți inimioare, nu știu. Am o rugăminte. Cred că și la cultul baptist și la cultul pentecostal și în alte s-au schimbat cărțile de cântări și din câte știu nu mai avem cântări de umplutură. Deci nu cântăm că n-avem ce face sau să umplem timpul. Dacă ei cântă acum, știți ce facem? Lăsăm telefoanele și ce facem? Ne ridicăm și cântăm împreună cu ei. Cât o fi, o strofă, două, trei, ne ridicăm, ne înviorăm, cântăm împreună cu ei și nu, frate, eu vezi că dau fără ceai, dacă mai îmi dai și ceai, până la 12 noapte nu mai plecăm.
Nu voi uita minunea ce ai făcut-o în viața mea, robia tu ai smuls-o. Prin tine sunt liber, chiar și prin ape tu m-ai păzit. O, Iave, tu ești domn în bătălii, victorios mereu voi fi, aleluia, aleluia. Marea tu ai despărțit, prin adânc ai ocrotit, aleluia, aleluia. Un stâl de nor, semn de călăuzire, un stâl de foc, să știu că ești cu mine. Prin tine sunt liber, chiar și prin ape tu m-ai păzit. O, Iave, tu ești domn în bătălii, victorios mereu vei fi, aleluia, aleluia. Marea tu ai despărțit, prin adânc ai ocrotit, aleluia, aleluia. Tu ești domn în bătălii, victorios mereu vei fi, aleluia, aleluia. Marea tu ai despărțit, prin adânc ai ocrotit, aleluia, aleluia. Egiptul din mână m-ai luat, m-ai scos în libertate spre locul ce promis. Nu voi uita vreodată, mereu voi proclama, moartea tu ai biruit-o, m-a salvat dragostea ta. Tu mi-ai înfrânt Egiptul, de mână m-ai luat, m-ai scos în libertate spre locul cel promis. Nu voi uita vreodată, mereu voi proclama, moartea tu ai biruit-o, m-a salvat dragostea ta. Tu ești domn în bătălii, victorios mereu vei fi, aleluia, aleluia. Marea tu ai despărțit, prin adânc ai ocrotit, aleluia, aleluia. Deci asta, prima întrebare. De ce e atât de important să nu ne culcăm cu băieți, fete, înainte de căsătorie? Asta mă depășește un pic. Am o întrebare. Aveți careva nevoie de o periuță de dinți? N-am folosit-o numai o dată. Deci chiar n-am abuzat de ea. E ca nouă. Da, merge, e ca nouă. Primul răspuns, bănuiesc, ar fi pentru că așa ne cere Dumnezeu.
Dumnezeu așa a hotărât, El care a întemeiat familia, a hotărât ca familia întemeiată să înceapă cu doi virgini, și băiat și fată. Acum nu știu dacă vă interesează binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci dacă nu vă interesează binecuvântarea lui Dumnezeu, sărim peste chestia asta. Al doilea lucru, aveam discuții cu băieții, cu fetele, vis-a-vis pe nouă, second hand, nu știu ce. Sunt unii foarte interesanți, care în foarte multe domenii nu-și doresc second hand. Deci el spune, domnule, eu plătesc un preț, nu iau pantofii care au încălțat alții, nu iau mașina care au așa, nu iau bluza altuia, nu, domnule, iau ce-mi permit, dar vreau ceva nou, știi? Mă gândesc atunci de ce oamenii ăștia nu sunt consistenți dacă vrei ceva nou, nefolosit, când e vorba de lucrurile materiale, de ce nu ai vrea și când este vorba de o relație, dincolo de porunca lui Dumnezeu, care ar trebui să fie suficientă pentru noi, și sper că aveți suficiente versete în Scriptură pe care să le oferiți altora, și în Vechiul și în Noul Testament, dincolo de aspectul consecvenței în mentalitate, vreau să vă întreb, ar putea cineva să spună relațiile anterioare căsătoriei? Mă refer la relațiile fizice și cele spirituale, dar acum vorbim despre fizice. Cum îți vor afecta viața ta de familie? Vreți să vă dau răspunsul? Nu. Nu poate nimeni niciodată să spună. Vreau să spun, ca să nu vă lăsați amăgiți, că nici măcar persoana în cauză nu poate să-ți spună. Ce poate să-ți spună un băiat care a trăit cu altă fată sau o fată care a trăit cu alt băiat, ea poate să spună ce intenționează să facă. Ea nu-și cunoaște viitorul. Ea nu știe ce va fi în relație, cum va fi în relație. Și în cel mai fericit caz ar putea după o săptămână sau un an sau trei ani să spună, eu când am vorbit cu tine am fost foarte sincer, când ți-am spus că niciodată nu mă voi gândi, că niciodată nu voi compara, și să spună o noutate, am descoperit că nu pot așa ceva. Bun, și ce facem? Ce putem? Mă depășește dincolo de puterea mea? Cum mai schimb lucrurile? Vedeți, se pune atât de mult accentul pe relația fizică și ea este foarte importantă. Dumnezeu așa a hotărât ca doi oameni nu neinformați, ci neexperimentați, nu neinformați, să înceapă o relație care să fie binecuvântată. Câți dintre voi credeți că în relația fizică ar trebui folosită mintea? Înainte sau după căsătorie? Apropo, știți care este cel mai important organ sexual? Mintea. O zis unii, acum să facem sex cu mintea. Păi destul ați făcut fără minte. Ascultați-mă. Deci, o să vă dau o veste bună. Câtă vreme trăim și nu ne vizitează neamțul ăla, cum se numește, Alzheimer sau nu știu ce, nu există domeniu în care să nu ne folosim mintea. Acum o folosim, este altceva. Luminată de Dumnezeu sau... Deci sper că măcar trei lucruri la care să vă gândiți. Întrebarea este cealaltă. Dacă Dumnezeu, în bunătatea Lui, îți pregătește un băiat, o fată, partener pentru căsătorie, tu vrei să intri în căsătorie cum hotărăște Stăpânul, Dumnezeu, sau cum vrei tu? Pentru că unii s-ar putea să fiți așa foarte larg la inimă, să spui, frate, dar pe mine nu mă deranjează, nici pe ea nu o deranjează. Serios, și cine sunteți voi ca să decideți că vă deranjează sau nu? O să vă spun o chestie cu care o să vă prinde repede. Sunteți careva iubitori de animale aici? Mai concret, câini, câini. Vă plac la careva cățeluși, da? Chiar aveți câini sau numai vă plac? Da? Unii ați vrut să facă și pui? Să faceți ceva bănuț din ei? Și dacă la cățelușa ta simpatica, care bănuiesc că e de o rasă anume și ai băgat mii de lire în ea, că vrei să ieși campion pe Europa și apoi să spui slăvit să fie domn, au luat numărul 1, și cățelușa ta valorează,
Dacă ea se gândește că i-ar place o aventură cu un maidanez, hă? Tu ce ai zice, stăpânul? Fata, aventurile tale pe mine nu mă interesează. Ești a mea, eu plătesc pentru tine, am niște planuri cu viața ta. Păi, dar mi-e drag de el, îți dau eu câteva de să-ți iasă. Nu, nici nu ne trece prin cap să ne gândim la Dumnezeu. Adică ce îl interesează pe Dumnezeu, oameni buni? Știți cine e Dumnezeu? O să vă aduc aminte, proprietarul trupului nostru. Asta foarte târziu am descoperit în viață, că nouă tot așa ni se predica despre suflet, când am aflat că trupul meu aparține 100% lui Hristos. Că am fost plătit cu un preț. Și eu am zis, când a plătit Hristos pentru trupul meu? Și apoi mi-am dat seama, Hristos a plătit o singură dată, dar a plătit pentru trupul și sufletul meu. Pe întrebarea mea, eu fac ce vreau cu trupul lui Hristos, care este templul Duhului Sfânt? Că noi ne simțim bine, că se schimbă generațiile, că noi ne-am înțeles? Deci dacă suntem noi de capul nostru, cei ce nu se poate, atunci facem ce vrem. Deci chiar ideea cu trupul meu și fac ce vreau cu el, n-are nicio treabă cu lumea creștină. Nu, e trupul lui Hristos și faci ce vrei cu el. E, dacă voi considerați că Dumnezeu se va schimba și noi îl șantajăm pe Dumnezeu sau îl convingem și ne dă el binecuvântări și toate astea cum vrem noi, atunci înseamnă că n-aveți nicio idee despre Dumnezeu. Știu că poate fi întrebarea, bun, dacă cineva a greșit, mai are vreo șansă. Eu nu vorbesc aici că nu avem șanse la mântuire, nu vorbesc că nu există iertare, nici nu vreau să spun că nu există consecințe. Voi mă întrebați care este dorința lui Dumnezeu. Și da, dorința lui Dumnezeu este aceea ca viața de familie să înceapă doi virgini, din punct de vedere fizic, dar ascultați-mă, bine ar fi și mintea să fie virgină. Ca să vorbesc un pic în termenii voștri, dar să nu fiu prea direct, virgin nu înseamnă doar tehnic să fii virgin. Că eu cred că poți găsi fete și băieți tehnic virgini și să mai spurcați ca toate spurcăciunile lumii. Să nu intrăm în detalii, da? Nu, cred că Dumnezeu așteaptă ca și trupul și cugetul nostru să fie curat, da? Când greșim, ne pocăim, suportăm consecințele, toate celelalte, dar ce vreau, vezi că mi s-a întors, da? Ce vreau să vă spun că eu o să încerc să nu predic niciodată experiențele noastre, durerile noastre sau bucuriile noastre, ci cuvântul lui Dumnezeu. Și din punctul meu de vedere, dacă, să zicem, o generație întreagă ar greși, asta nu înseamnă că Biblia se schimbă. Și ar trebui noi, generația aceea, poate cu mai multă tărie să le spunem copiilor noștri, în cazul în care noi am greșit, nu faceți ca noi, că se plătește mult mai scump decât... Gata, nu mai avem. Nu mai avem nimic. Vreau să mă căsătoresc, ce trebuie să facă? Ce să fac? E o fată din biserica asta. Folosește-ți mintea. Păi primul lucru, citește Biblia, vezi ce așteaptă Dumnezeu de la tine ca familist. Bănuiesc din cum ai pus întrebarea că ești băiat. Dacă te însori, știi ce așteaptă Dumnezeu de la un bărbat? Pentru că Dumnezeu a stabilit fișa apostolului pentru bărbați. Și n-are de-a face cu tractoarele, ascultă-mă, nici cu motocicletele. Și nu se referă doar la a purta cizme sau clop. Deci primul lucru ar trebui să fii născut din nou, să ai o relație bună cu Dumnezeu, că așa se încep lucrurile, apoi ar trebui să citești Biblia să vezi ce așteaptă Dumnezeu de la tine ca bărbat. Pentru că în momentul în care te vei căsători, vei constata că nevasta așteaptă de la tine, dar s-ar putea să aștepte ce vrea mușchii ei. Și dacă îți propui să fii pe placul nevestei, s-ar putea să fii cel mai nenorocit om din lume. Soacră-ta are mentalitatea ei ce trebuie să faci tu ca ginere. Socră-ta are fișa lui. Alții au fișa lor, tu să știi. Frate, mă căsătoresc, Dumnezeu așteaptă de la mine ca bărbat în familia mea să fac asta. Apoi, după ce știi, ar trebui să vezi dacă poți practica. Și apoi ar trebui să vezi ce fată, de ce o alegi, toate celelalte.
Și după asta amănunte de genul tot ce cere Dumnezeu. Da, cum să gestionezi dragostea, banii și multe alte chestii. Îți pot da câteva cărți să citești după ce ai început cu Scriptura. La școală se vorbește mult despre LGBT, te-ai oprit, dar și eu nu știu ce să le zic. Apreciez sinceritatea ta. Nu știi ce să le zici. Hai că te ajut eu. Dacă te uiți în Scriptură, o să fie foarte clar că Dumnezeu a creat bărbat și femeie. Punct. Asta este foarte clar. Și toată Biblia vorbește despre bărbat și femeie. Te întreb ce se întâmplă cu lumea asta. Da, e o nebunie care nu se va opri niciodată. Nu-i nimic nou. Doar acum este la alt nivel. Cum ar trebui să te raportezi tu la astfel de oameni? În primul rând, să-i privești ca oameni, dar ca oameni păcătoși. Pentru că homosexualitatea, indiferent de forma ei, este numită de Biblie păcat. Niciodată un creștin nu va putea fi acuzat de hate speech, pentru că noi nu vorbim din ură față de oameni. Mie mi se pare absurd să-i spun medicului care spune: domnul Iuga, ai o problemă foarte gravă la plămâni, trebuie să te tratezi. Să spun: te dau în judecată, te nenorocesc. Cum îți permiți, domnule, să vorbești că eu am o problemă la plămâni? Păi nu, o să vă spun, domnul Iuga, n-aveți nicio problemă. În paranteză vă spun, discutați cu preotul că în două zile trebuie să vă cânte ultimul hit. Vă iubesc. Păi nu, medicul când îmi spune adevărul nu mă urește, tocmai pentru că îi pasă de mine, îmi spune că am o problemă, să iau tratamentul. Și așa e în orice domeniu. Dar de ce nu încercați cu profesoara voastră când spune n-ai învățat lecția astăzi? Spui: criminalul! Că mă trag din România! De asta discriminări! Nu ți-i rușine! Discuți cu director, ajungi până la primul ministru. Cum o îndrăznit ea să spună că tu n-ai învățat astăzi? Tu îți dai seama ce discriminare e asta? Să-și permită să spună că n-ai învățat. Sau alte lucruri. Da, lumea e nebună, deci dacă zic că să faceți ce vreți, chiar faceți ce vreți, strângeți-i de gât, puneți bombe, adică ce, chiar ce vă place. Și noi, eu zic, ar trebui să-i ascultăm. Nu mai ne luăm după prostiile lor. Deci noi nu vorbim din ură. Noi îi privim ca oameni, dar oameni care au o problemă. E, ca să fac eu istoria scurtă, că asta e lungă și v-aș putea o spune, să vă spun cum înțeleg eu orice păcat. Fie că e vorba de pedofilie, că e vorba de zoofilie, că e vorba de homo, că e vorba de orice, diavolul ne prinde undeva cu o slăbiciune. Unii nu pot, când văd ceva, au slăbiciune, ăștia cu furatul, de mici, domne, zice că băi, în sângele lui, parcă. Da, cu asta l-a prins diavolul de mic. Pe altul l-a prins cu gâștile. Cum vede gâștile, le-ar strânge gâtul să le omoare, care l-o treabă cu gâștile, da? Alții au cu băieții, alții au cu fetele. Sunt bărbați care ei nu pot. Când văd o femeie faină, sunt ca armăsarul ăla că, știi, el trebuie să o călărească. Stai, bă, dar ce de asta? Tu ești armăsarul, ce-i apeului, cine? Dar el are o problemă. Deci dacă ar vrea să spune, domne, am o problemă cu femeile. Altul are, bun, alții au o problemă cu bărbații sau cu... Da, ai o problemă ca orice alt om într-un alt domeniu. Problema asta trebuie recunoscută, trebuie mărturisită ca păcat înaintea lui Dumnezeu și trebuie cu puterea lui Dumnezeu să te rogi să fii eliberat. Amin? Dacă e boală, dacă mai ei nu mai vor cu boală, dacă e boală, domnule, eu sunt de acord și cu asta. Bine, nu știu cine pune diagnosticul. Că de obicei eu aș vrea, dacă am probleme cu inima, să pună un cardiolog diagnosticul, nu? Dacă am probleme cu genunchiul, m-aș duce la un ortoped, nu? Mă duc la unul care e cu psihologia și spune că am probleme cu călcâiul, da? Eu vă întreb, cine e specialist în homosexualitate ca să spună că eu sunt homosexual? Că mă simt eu. Mă, eu mă pot simți și avion într-o zi. Asta nu înseamnă că sunt avion. Deci dacă ar fi să dezvoltăm o știință, ar trebui la Universitatea din Oxford să creăm o secție de homo, apoi să avem profesori care să predea, să avem unii care să facă, nu știu, 6 ani de medicină, după asta cu diplomă, și când am niște simptome, să mă duc la specialiști și ăla să spună: domne, n-ai nimic, să fugi mâța neagră pe-n față, du-te acasă că-ți trag două și te vindec, da?
Deci nu merge așa, nu vă lăsați prinși în ideea că, vai, n-avem voie să zicem că așa i-a lăsat bunul Dumnezeu. Păi cum să-i lase bunul Dumnezeu și apoi Dumnezeu să-l acuze pe om că e cum l-a lăsat el? Deci nu este vorba nici de un dat, nu că așa ne-am născut, este vorba de o alegere. Dar cu cât va semăna în mintea copiilor mai mult de mici, că de ce se dă bătălie pentru mintea copilului care nu poate discerne, vor prinde mintea lor că azi mă simt într-un fel și voi fi altfel. Gândiți-vă și la aberațiile astea cu schimbare de sex sau altceva, că băieții vă pricepeți la mașini. Știți ce aia Dacie? Știți, nu? Am o Dacie și vreau să o transform în Mercedes. Spuneți-mi ce schimbări să-i fac. Cum? Deci n-am cum să o transform. Nu, că o zis unii că dacă i-aș pune sigla aia. Da. Am zis, bă, chiar așa de prost mă vezi, aș fi un penibil cu Dacia cu sigla de Mercedes. Nu, alții o zis că dacă i-aș pune tobele de eșapament, să-i pun două, bă, arâde lumea de mine, ai Dacia cu tobe de Mercedes. Pune-i cauciuc, altul că pune-i motor. Bă, oameni buni, după mintea mea, Dacia niciodată nu va fi Mercedes. Pentru că de la prima până la ultima piesă e total altceva. Păi vă gândeți cât ești de penibil. Bărbat își pune sân și el zice că e femeie. Nu, domne, ești un bărbat penibil cu sân. Pentru că noi suntem bărbați în fiecare celulă, suntem femei în fiecare celulă. Deci singura șansă ca fată să devii băiat este să te naști băiat. Și singura fată pentru un băiat este să te naști. Nu te-ai născut așa? N-ai nicio altă șansă decât să fii o caricatură penibilă la care diavolul i-a întunecat mintea. Și crezi că dacă îți pui urechi de băiat, acum gata, îți mai pui și ochelari de băiat și ești băiat. Nu, pentru că noi gândim, ne manifestăm, simțim, noi suntem genuri diferite prin tot ce suntem noi, prin definiție. Ei, oamenii ăștia trebuie, dacă iubim, ar trebui să le spunem adevărul și da, să le spunem, Hristos a murit și pentru ei, amin, există eliberare și pentru ei, dar nu schimbând legislația. Știi, domne, sunt cu tine, aruncă-te în prăpastie. Nu, domne, sunt cu tine, nu te arunci în prăpastie, că te omori. Suntem cu tine să te salvăm de aici. Dar asta este vis-a-vis de orice alt păcat, inclusiv păcatul acesta. Dacă vreți ca limbaj, v-aș da un sfat la care încerc eu să lucrez, nu mi iese tot timpul, ca să nu, să zic, să fiți acuzați de jigniri sau altceva, că acum totul e cu politic corect, dar poate fi și un pic de înțelepciune, v-aș recomanda să nu vorbiți despre homosexuali, ci să vorbiți despre homosexualitate. Și uite, putem purta un dialog. Vine un coleg la tine, care știe că ai tangență cu biserica sau ceva, și spune, eu sunt gay, mă duc în iad. Ce-i răspuns? Răspunsul clasic, direct, care ar fi? Da. Deci, mai jignit, mai trimis în iad, nu știu ce. Bun, dacă vrei un pic să joci mai înțelept pe teren, spui, băi, eu nu vreau să discut despre tine, ca persoană. Dar dacă mă întrebi ce gândesc eu, eu sunt creștin, eu cred că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Și în Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu, spune că homosexualitatea este păcat. Și Biblia spune că orice păcătos care nu se pocăiește, inclusiv cei cu păcat homosexualității, ajung unde? În iad. Deci eu ajung în iad. Tu ce-i răspunzi? Nu, eu n-am zis că tu ajungi în iad. Eu ți-am spus că Biblia spune că orice păcătos... Eu, tu, oricare, dacă mințim, dacă furăm, dacă, și nu ne pocăim, ajungem în iad. E, în cazul ăsta, dacă ești pe fază și unde poate prinde, poți ajunge la Consiliul Școlii sau un tribunal să dai socoteală pentru următoarea frază. Domnul Iuga, ați afirmat că Biblia spune că homosexualitatea este păcat și că cei care nu se pocăiesc de păcatul ăsta ajung în iad. Aleluia! Mă duc la tribunal să studiem Sfânta Scriptură. Că asta spune Biblia. Și da, eu sunt creștin și cred Biblia. Deci, în consecință, Steven ajunge în iad,
Doamne, asta e problema lui în relația cu Dumnezeu. Eu vă spun ce spune Scriptura. Că dacă, și atunci mă leg de subiect, nu mă leg de persoană. De ce zic că nici n-ar trebui să spun că ajunge în iad? Că dacă ăsta se pocăiește, nu? Pe cum să-l trimit eu în iad? El se pocăiește, Domnul iartă, da? Ce eu spun, orice păcătos care nu se pocăiește, da, dacă vreți, inclusiv cei cu păcatul homosexualității, dacă nu se pocăiesc, ajung în iad. Și aici joci pe... Da, asta e o chestie care noi pocăiți ar trebui să învățăm, că nu e nici în biserică, nu știu dacă ați observat, noi nu știm să discutăm idei biblice. Noi în momentul în care zice cineva o idee biblică și nu ești de acord cu el, tu nu mai vorbești despre minciună. Tu vorbește-i! Păi stai mă, nu te bate cu fratele tău. Tu bate-te cu Biblia în idei. El îți dă versetul, tu vii cu el, ce îl strângi tu de gât? A, ești de la Bosanci, știu că... Ce treabă are Bosanciu cu asta? Noi discutăm Biblia, mă, frate. Sper să nu fie nimeni de la Bosanci, dar you never know. Că sunt frații noștri faini. Care? Sunt mai multe băieți, fete, pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi și noi suntem cei care alegem sau este doar una și ea a fost pregătită ca Eva pentru Adam. Păi uite, la început Dumnezeu a pregătit... Dacă vreți convingerea mea teologică, dar vreau să fiu scurt aici, convingerea mea teologică este, da, Dumnezeu a pregătit pentru un băiat o fată, Dumnezeu a pregătit pentru o fată un băiat. Da, nu intrăm acum în teologie, știți ce mi se pare interesant? Că vă rugați pentru mașini, vă rugați pentru creioane, vă rugați pentru frisoane, nu vă rugați pentru nevastă. Și ascultați-mă, că tot am pomenit de mașini. Dacă ți iei o mașină și ai luat țeapă, ce ai pierdut? Bani. Dacă ea și-a avut soră și nu i-ai împrumutat, ai pierdut 5.000 de lire, ai dat-o numele Domnului ca să nu mai prostești pe altul, și zici, frate, eu că am pierdut 5.000 de lire, mi-a venit mintea la cap, bun, dacă te măriți rău, ce ai pierdut? Viitorul și veșnicia, nu bani. Îți poți pierde sufletul, sănătatea, mintea, ferească Domnul să nu intrăm în toate astea. Și atunci, ești curios, cum... Te gândești tu că Dumnezeu te poate lumina cu mașina, nu te luminează cu nevasta sau cu soțul. Dar eu vă întreb, câți dintre băieți credeți că în viață, dacă vrei să, dacă îți folosești mintea, apelezi și la un specialist? Nu, nu, românii nu prea. Deci românii sunt experți în toate. După ce gafăm noi cu toate, mai apelăm, știi, la... Logic este în orice domeniu să apelezi la un specialist, dacă vrei, da? Ce ziceți, Dumnezeu se pricepe un pic la familie, la băieți și fete? Eu dacă aș fi în locul vostru cu mintea mea, da, așa am făcut, aș spune, Doamne, uite, eu îți mulțumesc că am voie să mă aleg fata care vreau eu, cu o precizare, în Domnul. Bine, dacă mi-aș folosi mintea, aș spune așa, bă, fata asta nu s-a supus nimănui în viața ei. Lui taică-sul nu i s-a supus, lui maică-sa nu i se supune, biserice nu i se supune, la școală e rebelă. Asta o să iasă cea mai supusă nevasta mea. Explică-mi mie care e logica. Dacă ție nesupunerea curge în loc de sânge, tu o să mi te supui mie. Doamne, prost pot fi așa dacă gândesc așa. Dar în fine, mă cred deștept de asta. Bun, deci dacă mi-aș folosi mintea și multe altele, și atunci m-aș duce și aș spune, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat voie să aleg pe orice fată din turma ta, din poporul tău. Eu m-am gândit așa, o să-mi o aleg, dar m-am gândit să mă consult cu mai mulți. Am discutat și cu tata și cu unchiul. Și... M-am gândit să te întreb și pe tine, tu ce sfaturi mi-ai da? Ar răspunde Domnul la o rugăciune de genul ăsta? Și spune, Doamne, eu chiar aș vrea să știu. Și poate că Domnul, în bunătatea lui, nu? Dacă eu spune, Viorele, ai priceput cuvântul, da, cuvântul îl știu, toate ai priceput, da, dar mai vreau niște sfaturi. Ea spune, păi Viorele, dacă chiar vrei neapărat, uite, pentru tine, eu ți-o recomand pe roșcata aia. M-aș uita, Iisuse, e sigur? Ce? O cunoști? Da. De când? De înainte de a se naște, îi cunoști viitorul ăsta, da, da. Tu zici că tu mă cunoști pe mine. Un pic te cunoști pe tine. Și pe ea și... Știi cumva ce planuri ai pentru noi? Da, că eu le-am făurit din veșnicie. Tu zici că cu ea, da.
Bun, aș încheia discuția cu Dumnezeu, i-aș mulțumi frumos, nu? Mi-aș folosi un pic mintea și m-aș întoarce la o discuție cu Dumnezeu și aș spune, Doamne, vreau să spun ceva, super fain, mă însor. Bravo, Viorele, te însor, da? Stai să spun și cu cine. Dar ascultă, e alegerea mea. Și îți mulțumesc că îmi dai voie să fac alegere. Și eu, după ce m-am gândit și m-am consultat, am hotărât cu cine mă însor. Cu cine? Cu Roșcata, Doamne. De ce? Pentru că așa am hotărât eu. Că e alegerea mea. Că m-am consultat cu cine a trebuit și dacă specialistul mi-a zis că e ok. Bun, acum vă puteți imagina dacă n-ar ieși ok ce aș discuta eu cu specialistul? Că, ea spune Iisuse, nu pe mâna ta m-am dus. Adică nu tu mi-ai zis să... Și atunci o să spun, stai tu liniștit, că știu de ce ți-am spus, da? Dar dacă m-aș duce pe mâna lui la început, cred că aș avea curajul să mă duc pe mâna lui toată viața. Și acum, cum să vă spun, după logica mea, dacă eu mi-am încredințat veșnicia lui Dumnezeu, cred că e ok să mă încredințez și vă 60 de ani sau cât, ce ziceți? Cineva zicea, noi ne-am încredințat sufletul lui Dumnezeu, de bani ne temem să-i dăm lui, da? Să nu ne zăpăcească finanțele, da, cu sufletul. Deci dacă unii nu credeți în partea asta teologică, rugămintea mea este, discutați cu Dumnezeu, ca prieten, ca frate, ca stăpân, cum vreți voi. Și dacă aveți un pic de minte, mergeți pe mâna lui. Cam ce-a aranjat el, a fost totul bine, credeți eu, de câteva mii de ani. Bine, puteți merge și pe mâna voastră, și pe mâna părinților, și pe horoscoape, pe ce vreți. Vă pot ajuta și hormonii. Deci există multe variante. Eu m-aș duce pe mâna lui Dumnezeu, i-aș cere sfatul și aș asculta. Asta am făcut, asta le spun și altor. Care? Când putem salva o minte, cum putem salva o minte spurcată, cum putem scăpa de o conștiință murdară? Da, sunt două întrebări. Deci salvare o face numai Dumnezeu. Deci înnoirea minții este doar pocăință, renunțare înaintea lui Dumnezeu. Ce vreau să vă spun și unde am vrut să pun accentul din moment ce Dumnezeu face înnoire. Dar ascultați-mă, înnoire nu înseamnă ștergerea minții. Deci, să vă dau exemplu pe Apostolul Pavel, el spune, și noi eram altădată plini de mizerii, de cutare. Credeți că Dumnezeu l-a iertat? Și-a uitat? Nu, n-a uitat. Că tocmai de asta ne spune Pavel. Aduceți-vă aminte, fraților, cum erați înainte. Deci lucrurile nu înseamnă Dumnezeu nu le uită, că n-are cum să uite. Dumnezeu alege să le uite, alege să nu țină cont de ele. Iar noi nu vă așteptați ca pocăința să înseamnă spălarea creierului și în momentul când te-ai pocăit, nu știu, la pocăință sau la botez, când te-am băgat în apă, știi, când te-am scos cu o minte nouă, nu mai știi prostiile, când ai furat gogoșele lui mama. Nu, dimpotrivă, chiar diavolul să ți le aducă aminte mereu. Un sfat foarte practic. Când ai avut o problemă și te-ai pocăit de ea, când te-ai pocăit, Dumnezeu te iartă pentru că așa ți-a promis. Nu contează ce simți, ce nu simți, că Dumnezeu nu lucrează în funcție de ce simți tu, ci El lucrează în adevăr, slăvit să fie Domnul. E, diavolul o să vină să-ți aducă aminte. Bă, tu vorbești. Tu vorbești că tu ți-ai bătut joc de fratele ăla și l-ai făcut măgar. Și știi ce să-i spui satanei? Îți mulțumesc că mi-ai adus aminte că l-am făcut măgar, acum să aduc eu ție aminte ceva. După ce l-am făcut măgar, mi-a părut rău, m-am pocăit, în data cu tare, la ora cu tare, m-am dus și mi-am cerut sincer iertare și el m-a iertat. Așa că nu mai are rost să vii la mine cu chestiile astea, că de câte ori mi-aduce aminte că eu l-am jignit, eu să aduc aminte că m-am pocăit și că Dumnezeu m-a iertat. Așa scurăți mintea, folosind cuvântul lui Dumnezeu. Sau în momentul în care tu ai iertat pe cineva, știi că zice că ierți, că nu uiți, ai iertat și îți aduce aminte că cealaltă a greșit. Că diavolul, păi da, ăla ți-o tras o țeapă atunci, zici, da, știu că mi-o tras țeapă, dar mai știu ceva. Că în ziua când și-o cerut iertare, l-am iertat. Și subiectul este închis. Care e modul practic în care Dumnezeu te călăuzește în relația cu un băiat?
prin cuvântul lui Dumnezeu, minte și alte metode pe care vrea să le folosească Dumnezeu, dar cum să vă spun? De ce am încercat să pun atât de mult accent pe minte? Vedeți, teoretic spui căsătoria să fie în Domnul. Asta înseamnă că teoretic orice pocăit, cu orice pocăită se poate căsători, da? Asta e concluzia mea? Nu, în viața de familie vor fi foarte multe implicații. Haideți să vă dau un caz a unei mame despre care am auzit, pe care o apreciez foarte mult. Un băiat mi-a spus șocat. Zic, băi, frate, ce-o zi, sora, zic, eu era să paralizez. Într-o familie, el cumva parte din familie, că era tare prieten cu băieții, și la un moment dat mama, dându-i un băiat, un sfat băiatului, știi, nu mai ține cont că e ăsta sau nu, și mama zice, băi, las-o pe aia, că tu pe aia nu poți satisface în vecii vecilor. Mama a fost foarte specifică în limbaj, că toți s-au priceput la ce satisfacere s-au referit, știi? Ăsta-s că, frate, era să leșin. Zic, băi, la aia du-i un buchet de flori. Zic, cred că aia e mai mă deșteaptă. Și acum să vă explic eu. Voi credeți că și din punct de vedere sexual suntem diferiți? Ca Ferrari cu trabantul. Unii au mai mulți cai putere, alții mai puțin, alții mai... Așa ne-a făcut Dumnezeu, da? Noi spunem ce logică ar fi tu care ai 30 de cai putere să te însori cu una cu 325 de cai putere. Păi acum râdeți, dar ăia când ajung acolo, aia plâng amândoi și se strâng de gât. Știi că viața de familie nu e numai rugăciune și... Da? Și atunci eu te întreb, îți folosești mintea? Deci, bă, îmi place de ea, da, dar nu e numai să te uiți la pictură. Și ei place de tine până crede ceva. După asta nu o să te suporte când te vadă, da? Sau mergi pe varianta asta, v-am zis, Dumnezeu cere ca bărbatul să fie capul familiei. Biblia nu se schimbe când te măriți tu. Păi zic, frate, eu ca tântălău ăsta să mă conducă pe mine? Nu, nu trebuie să te conducă pe tine. Dar dacă ți-l iei ca bărbat, nu o să schimbe Dumnezeu Biblia pentru tine. Ce frate, mi-a plăcut că e tântălău. Bun? Și acum cum e? Tântălău. Și ce nu-ți place? Că e tântălău. Zice, dar acum, eu... Zice, mă întreabă pe mine cum să-și ia cămașa. Păi înainte ți-au plăcut. Vai, ce drăguț, mă întreabă ce cămașă să-și ia. Acum, după 10 ani de căsătorie, ce tur, frate, mă întreabă, ce cămașă să-mi iau duminică? Deci e handicapat, nu vede, nu știe atâta. Păi atâta l-ai luat. Ți-ai folosit mintea înainte. O zis una de bani, da? Că ea, dacă și-ar folosi mintea, s-ar uita și ce bani aducea la în casă. Felicitări, uite-te înainte. Acum că îi va aduce sau nu, e o altă poveste. Dar dacă tu vezi că e leneș, domne, din neam în neam, are o teologie a leneșului și el consideră că munca e pentru tractoare și altceva, nu pentru oameni, și că el trebuie să fie bulibașa în casă și tu trebuie să fii sclava lui. Păi asta te învață Biblia? Că tu când te măriți să devii sclavă? De asta am spus că dacă noi am luat Scriptura în totalitate și ți-ai folosit mintea, când Biblia spune, iertați-vă, păi frate, ăsta nu știe să ierte, nu vă mințiți unii pe alții, păi ăsta mă minte acum. Și toate, le iau toate astea, le trec, spun, domnule, dar asta nu e de mine. N-are cum să fie de mine, că eu nu voi putea împlini cu ea cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne-am mai gândit și la copii, că trebuie să creștem copiii pentru împărăția Domnului și altele, s-ar putea să nu ne mai însurăm niciodată, știi, chiar, dar, deci rugămintea mea, nu știu cum să pledez pentru asta, dacă nu faceți, puneți mâna pe Scriptură, oameni. Și am o rugăminte, lăsați Vechiul Testament, lăsați-mi-l mie. Ascultați-mă, acum cu David Orc, știți povestea cu drona, cu nu știu ce, lăsați-o așa, puneți mâna pe Noul Testament. Cunoașteți-l pe Hristos, caracterul lui Hristos, viața lui Hristos. Puneți mâna pe epistole și învățați ce înseamnă a trăi viața creștină normală. Biblia vă va ajuta să vă schimbați radical mintea. Bun, s-ar putea într-o anumită societate, dacă vă folosiți mintea, să fiți catalogați anormali. Dar e ok. Important e cum te privește lumea lui Dumnezeu.
Deci, din punctul meu de vedere, la orice întrebare pe care o aveți, folosiți mintea, folosiți Scriptura, folosiți genunchii. Cereți iluminarea Duhului Sfânt să vă ajute să pricepeți Scriptura. Dar nu-i mai cereți lui Dumnezeu tot să vă dea avioane. Spui, Doamne, mi-ai dat Scriptura, prima dată, ajută-mă să pricep prin Scriptură ce mi-ai zis. Iar dacă va trebui ceva mai mult, Domnul își va face parte. Timpul târziu, așa spun bine două întrebări. Deci dacă mai aveți ceva de votat, acum votați. Cum îți este influențată credința din pricina anturajului? Da, simplu, dar anturajul influențează foarte mult. Pentru că bătrânii noștri aveau proverb, spune cu cine te însoțești, că îți voi spune cine ești. Deci noi nu vrem să vă scoatem din lume, că nu asta e intenția lui Hristos. Noi am vrea să știți cine sunteți în lume. Deci în lume voi sunteți ambasadorii lui Hristos, voi sunteți mesagerii lui Hristos, care voi trebuie să-i ajutați pe ceilalți, nu ceilalți pe voi. Apropo, am spus într-un loc, știi cum ar trebui să vezi ca fată sau ca băiat o relație cu un nepocăit? Spiritual vorbind, o relație cu spionul inamicului. Deci tu să spui, mamă, vezi că ies la o înghețată cu un băiat foarte fain. Bine, ce are o mică problemă, e agentul secret a dracului, dar zice de altfel, nu, ăsta e civilizat. Deci, că vedeți, voi puneți, eu încerc să vă înțeleg, fetelor, ca tată, de fată, ca păstor. Vin unele și spun, frate Iuga, am colegi la școală, cu bun simț, manierați, am niște bădărani în biserică, cu care n-ai ce discuta, mai păcătoși ca păcătoși, cu tare, și dumneavoastră îmi spune să nu discut cu englezul ăla, care mă ia cu sărumâna și cu toate, și să discut cu bădăranul. Primul lucru, n-am zis să discut cu bădăranul. Am zis să-i bagi mâna în ghip sau grumază, nu știu ce să-i bagi, să-i dai, să-i bagi minte, așa. Oameni buni, cât ar fi demanierat celălalt, că doar și taică s-o lucifere, îngeri de lumină, ăla să nu uiți niciodată, până nu-i născut din nou, este agentul secret a dușmanului. Eu știu cum aș duce la înghețată cu el? Numai ziua, numai în locuri publice, foarte publice, și totdeauna aș fi în gardă. Că eu știu că ăla, în momentul în care va găsi un moment de slăbiciune, mă va înjunghea. Că asta l-a trimis stăpânul să facă. Și atunci eu asta, dar știi ca ăștia care, ați văzut că și spionii se întâlnesc, discută, beau cafele, dar fiecare e pregătit. În momentul în care ăla nu mă duce un pic mâna către, ăsta deja și el e acolo, știți, care pe care. Deci dacă știi, m-aș duce. Acum, vă dați seama ce înseamnă asta la 12 ani? Deci tu ieși la întâlnire cu agentul secret a dracului la 12 ani, cu maturitate de 12 ani. Când tu crezi că tot ce zboară se mănâncă și te miri că devii victimă. Nu ieșim din lume, dar în lume suntem ce trebuie să fim. Și rugămintea mea este să veghem și în biserică și în afară. Că dracu' e peste tot, ca să nu intrăm în detalii. Și ultima. Nu se poate să terminăm decât cu un subiect foarte... Există predestinare? Toată viața noastră este predestinată? La ce te referi? La mântuire, la slujire, la căsătorie? Păi la căsătorie am răspuns deja, dar... Deci, ascultați-mă, aș putea să vă rog ceva. Unele subiecte să le lăsați pe seama noastră, să vă spun de ce. Deocamdată, sunt subiecte care 2000 de ani teologii încă nu le-au dat de capăt. Și voi vreți să puneți acum coada la prună. Haideți așa, primiți de la un bătrân un sfat, și cu modestie și cu înțelepciune, încercați să învățați ABC-ul. Și apoi treceți la Ferrari. Deci prima dată, haideți să învățăm să conducem bicicleta sau trotineta. Ce ar trebui să vă frământe pe voi la vârsta asta? Deși, nu, auziți tot felul de...
lucruri faine sau tâmpenii teologice, depinde, da? Ce ar trebui să vă pregătiți pe voi? Unu, relația personală cu Dumnezeu, caracterul lui Hristos dezvoltat în voi, cunoașterea cuvântului și după asta, cu tot felul de pătrățele din astea, eu zic că pe măsură ce veți înainta în vârstă, dacă vă veți folosi mintea, veți ajunge la concluzia în care veți spune, eu am o înțelegere teologică, dar este înțelegerea mea, știu că sunt și alte înțelegeri, eu așa înțeleg și așa trăiesc, dar nu o să bravați niciodată că voi aveți the explanation. Nu, asta are numai Dumnezeu în Scriptură, care din punctul meu de vedere e clară, dar cred că mintea noastră este confuzie. Deci, dacă vorbim vis-a-vis de mântuire, vă spun eu cum înțeleg predestinarea, cum vreți să-i spuneți voi. Foarte simplu. Așa cum zice Pavel. Înainte de, fără să se consulte cu nimeni decât cu el însuși, după buna plăcere a voii sale, Dumnezeu a hotărât să mântuiască oamenii păcătoși. Dar nu i-a ales nominal. Ci Dumnezeu a hotărât că oricine îl alege pe Hristos ca mântuitor, va fi alesul lui. E hotărârea lui Dumnezeu. Amin? Bun, voi veniți cu întrebări. Și Dumnezeu, care a știut-o dinainte, a știut cine îl va alege pe Hristos? Da. Și what's the problem? Adică preștiința lui Dumnezeu te influențează pe tine? Nu înseamnă de dreptate, nu nimic. Deci noi unde ar trebui să ne focalizăm? Eu mă pocăiesc de păcatele mele, îl aleg pe Hristos ca mântuitor, trăiesc o viață sfântă, Domnul mi-a promis că în condițiile astea are grijă de mine. Dacă unii iară vreți să salvați acum jungla amazoniană, și ce-o fi cu aia din junglă care, băi Ionuț, lasă că tu nu ești în junglă. Tu ai crescut de 15 ani în biserică, tu întreabă de ce-i cu sufletul tău dacă nu te pocăiești tu. Iar cum o să-i rezolve Domnul pe aia dinainte și pe aia dum? Ascultați-mă, eu cred că Dumnezeu chiar se pricepe. Hai să ne limităm noi, să nu jucăm rolul lui Dumnezeu. N-am văzut în viața mea om care să se pocăiască și să zică că nu l-a primit Domnul și nu l-a iertat. Aș putea dialoga foarte mult așa, dar asta vreau să vă spun. Preștiința lui Dumnezeu și acțiunile mele sunt două lucruri total diferite. Eu nu știu ce știe Dumnezeu, eu știu ce îmi spune Dumnezeu în Scriptură. Aici mă focalizez eu. Fac pe ce trebuie, îmi fac partea, știu că Dumnezeu se ține de cuvânt, mi-a spus să mărturisesc la alții, le mărturisesc la alții. Eu personal, dacă aș crede, în mintea mea nu intru un astfel de Dumnezeu, dar în fine, dacă eu aș crede că există toate chestiile astea, eu n-aș pierde vremea cu voi. Pe bune. Păi dacă Dumnezeu a stabilit totul, eu ce caut aici? E chiar o pierdere de vreme. L-ați auzit pe Iisus Hristos vreodată să spună vreunui copil sau vreunui moșneag, bă, pleacă, nu asculta predicile mele, că oricum iadul te mănâncă, că tu ești predestinat pentru iad. Păi nu, dar cum adică să-și bată joc de mine, mă duc și stau pe căldurile alea, mă bate și încă îmi și bagă, că dacă nu vă pocăiți, vă ia dracu, vă duce la cazane, vă luăm gătare. Păi stai un pic, cum adică dacă eu n-am nicio treabă, vin și pierd vremea aici și... Nici Pavel săracul nu știut. Eu cred că dacă Pavel știa asta, se ducea și își lua la Hilton sau la Marriott o cameră, și făcea o scurtă rugăciune. Iisuse, pe care ai în vedere pe toți, mântuiește-i tu, că tu oricum nu poți rămâne de rușine. De ce să mă duc eu să mă bat cu ăia, dacă oricum ei sunt ai tăi? E interesant, dar asta vreau să vă spun. Nu vă frământați mintea asta acum. Nu vreau să sune ca și gnire, că și eu mine am frământat pe vremea voastră. Și la ce concluzie am ajuns? Că în unele chiar a fost o pierdere de vreme. Iar dacă vreți, ascultați, dacă vreți totuși, că mă întorc unde îmi place și vă interesează subiectele astea, studiați Scriptura, nu studiați cărți teologice. Deci, puneți-vă următoarea
ambiție, dacă vreți, să spui, Doamne, Doamne Duhule Sfânt, Biblia este a Ta. Noul Testament, acum v-am scăpat de Vechiul Testament seara asta, că sunteți prea obosiți. Noul Testament e cuvântul Tău. Amin? No, acum eu stau de vorbă cu profesorul. Tu, Duhul Sfânt, e cuvântul Tău, eu o să citesc, Tu mă luminezi. Eu o să citesc, Tu mă luminezi. Sunt vreo 29 de cărți. A, 27. Deci ne folosim minte. Ai bun, da. Sunt vreo 27 de cărți care le putem citi destul de ușor. Poate deschidem calculatorul, luăm pix, hârtie, ne notăm, punem întrebări. O întrebare. Cât ați priceput chimia din prima? A, deci chimia n-ați priceput-o din prima, dar vreți Biblia să o pricepeți toată din prima. Eu zic să studiați de vreo 15 ori Noul Testament, vă notați tot ce trebuie pe subiect. Păi am zis 15 pentru început, ca să fie mai simplu, și apoi mai discutăm. Ce ziceți? Dar până atunci, haideți să ne ocupăm de lucrurile astea mărunte. Da, al nostru să fie da, băieții să fie serioși cu fetele, fetele cu băieții, vă ajutați împreună la sfințenie, la o viață curată. Și apropo, când mai cetuiți câte ceva, mai dați câte un verset din Biblie. Dar nu uitați că nu-i singurul verset în Biblie. Și toată Biblia inspirată de Dumnezeu. Nu îmi cer scuze, că mi-a plăcut. Nu, vreau să spun următorul lucru. Îmi pare rău de întrebările la care n-am răspuns, dar, ascultați-mă, V-Yuga oriunde. Nu știu dacă o pot scrie V-Yuga oriunde, @yahoo.com sau gmail.com, V-Yuga oriunde, românește. Puneți întrebarea și vă promit că vă răspund. Sigur sunteți avantajați, unul, că e varianta mult mai scurtă, că doar nu o să scriu atâta. A doilea, e răspunsul pentru tine la întrebarea ta și nu trebuie să asigi la întrebările altora. Și nu știu dacă v-am zis seara asta, puneți mâna pe Scriptură. Și mai am o rugăminte, folosiți-vă mintea. Și mai am o rugăminte, nu lăsa mintea să te mintă. Deci știți care este, cu asta chiar închei, că ne ducem la sarmale, că s-au răcit. Vă spun eu una faină, că o să țineți minte, dacă n-ați auzit-o cu vaca aia, ați auzit-o cu vaca, nu, nu. Eu m-am născut în zona aia unde se agață Hartancuida, stă puțin așa o leacă într-o parte, în Maramureș, și copiii de țărani, nu știu ce, bine, la noi se comunica wireless, tot timpul am comunicat wireless, mama striga de pe un deal, eu de pe altul, și vă dau o comunicare din asta wireless. Parcă acum o văd pe mama stând în fața casei, era o doamnă lângă ea, nu prea știam eu cine, și mama, știi, imediat că avea minute nelimitate, Viorel, o venit doamna și te poate înscrie la școală. Vrei să te duci de la doamna la școală? La noi chiar era democrație. Eu încă n-aveam 7 ani, că eu n-am cei 7 ani de acasă. Și a fost prima dată în sistemul românesc în care aveai voie să te duci la școală dacă n-aveai împlinit 7 ani. Eu, băiat smart din totdeauna, știi? Am zis, băi, mă duc la școală, scap de vacă. Și răspunsul imediat a fost, spune-i să mă înscrie. A venit prima zi de școală, m-am dus la școală, am ajuns acasă. Primul lucru care, nu m-a întrebat mama cum a fost la școală, dacă trebuie să mă duc și mâine, o zic că vezi că vaca e flămândă. A fost una din primele țepe care le-am luat. Eu credeam că dacă mă duc la școală, scap de vacă. Și a fost și vaca și școala. Ei, ce vreau să vă spun? Pe mine nu m-a mințit nimeni atunci. Știți cine m-a mințit? Mintea mea m-a mințit. Logica mea m-a mințit. Și n-am învățat. Și n-a fost singurul moment în viață în care nu m-au mințit alții. Când te mint alții, parcă mai ai o alinare, știi, că e mai deștept ca tine. Dar când te minți, tu. De asta Biblia spune, nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, nu vă mințiți. Deci, rugămintea mea, de câte ori vrea mintea să te mintă, nu-i permite nici măcar minții tale să te mintă. Le-ai zis cu? Super! Da, nu știu dacă vă răspund chiar seara asta, dar
după weekendul acesta. Mulțumesc. Haideți să ne rugăm. Haideți să ne ridicăm. Doamne, să mulțumim frumos, Doamne, pentru această seară, Doamne.